Ragazzi, benvenuti a un nuovo live stream. Bene, c'è episodio totodato. Vreau să văd o mică schemă înainte să încep. Hai să plecăm până la medici, să vedem dacă putem să dăm de testul, de fapt. Să vedem dacă putem da testul. Că nu știu ce s-a întâmplat, dar aseară n-a mai fost nimeni, n-a mai venit nimeni. Și acum cam ar urma să vedem, că din câte am văzut mai cineva online. Am ales chestia să mă duc la medici prima dată, să vedem ce e vorba, dacă nu se poate. Asta e. Hai să mi-o închid și să merg în ce duc. Da, mă, aici nu e nimeni la ora asta. Da. La fel, este un băiat care se joacă. Dar nu prea. Nu prea. Da. Îl văd. Mersi, George, de palo. Neața bună! Neața, neața. Bă, nu văd pe nimeni la medici, adică am aplicat ieri, ci că au avut ședință, n-am mai zis nimeni nimic. Și l-au văzut pe un băiat acolo care că e pe server normal. Mersi de. Mamă, ce e cu lagul ăsta? Mersi de donația. Stai să mă uit aici la aplicația asta, de la placa video. Da, nu știu ce are, în fine, asta e. Hai că 2 zile n-am făcut live. Oricum. Ar fi și momentul să facem. Sincer. Ce zic, hai că merg la medic, n-am. Doamne, iartă-mă. Ce am gândit? Așteaptă că în decursul zilei de azi o să se uite peste cererii. Păi nu, cererea e acceptată, eu trebuie să dau cu un instructor, instructorii nu-mi răspund. La 3 le-am scris. Și văd că una are Game Activity On pe server. Deci cererea mi-a fost acceptată de ieri. Am vorbit cu un băiat și că după ședința de aseară, cine știe ce s-a întâmplat la ședință. O Și să te conecteze. să sperăm că, pe adevărul, nici nu am chef să stau o săptămână fără să dau un test, cel puțin, măcar să văd nivelul de învățat. Și dacă le iau asta, o să stau aici o perioadă, după aia merg la poliție, vedem. Am zis, vreau să le testez pe toate, așa că, na, deocamdată mă mai rămân apoi la pește, pe vom vedea. Câte luni ai? 82, cam pe acolo. Nu, stai un pic, că am făcut Ore aseară. faz. 84. Dar ce cu lagul ăsta, mă? Ce Dumnezeu se întâmplă aici? De ce am lagul ăsta? N-am avut până acum. Ceva face lagul ăsta să fie. Dar n-am idee de la ce. De la OBS? De la OBS, de la Easy TikTok? What the fuck? E pe 720p, de nici nu e 1080p, sincer. Hai că avem și geanta, avem și stația, avem și. Hai să vedem, pentru că am cumpărat ieri licența pentru vreo 3 zile. 68, e bine. E bine și spedo. De când n-am mai făcut live-uri. Bă, dar ce am cu lagul ăsta aici, nebuna cap, trebuie să reintru din nou pe server, mă? Am pești, am. Momeală, de fapt. Pești. Ar vrea eu pești. Abia am postat episodul pe TikTok, am deja. Eu fac live. Esențial, am vrut acum dimineața să fiu de la medic, dar na. Abu, mersi de follow. Thanks for follow.
Hai să merg să mă dăm la pește. Cred că nu am, am deschis TikTok-ul cu ăsta, n-am nicio idee de ce. Chiar îmi pare rău dacă se va vedea blocat sau chestii de genul, adică crede-mă, nu vreau. Crede-mă, nu vreau. Și cu 4080 mi-ar fi și rușine să meargă așa în lag, sincer. Nu, în fine. Asta e. Esențial am făcut un plan. În care o să fie în felul următor. Luni, miercuri și vineri o să fie pe TikTok. Marți și joi o să fie pe YouTube. Și am vrut să-l pun pe ieri, să fie acolo și asta, dar n-am putut să-l pun. Neba un alta. Am atâta linkuri de TikTok, nu-mi permite să fac treaba asta. Și asta e. Așa că ne-am făcut un plan ca să ținem și cum se numește, și canalul de YouTube încă în mișcare, să nu fie numai celelalte. O să le facem pe amândouă, știi? Acum, Doamne ajută. O chiar ieri pe episodul de asta, normal am asta. Le-am desenul lor, mersi de like. Thanks. Mersi, mersi. Acum o să vedem cum facem, că mai bine o să încep de săptămâna viitoare. Și cam așa o să facem. Bine, live-ul o să difere pentru că dacă mă schimbă de după masă la muncă, atunci toate live-urile vor fi de dimineață. Tot așa de dimineață, știi? Nu o să fie de după masă sau chestii de genul. Hai, bro, că vreau să fac level mai mare acum. Am aplicat la 8-2 sau cât am avut atunci în momentul ăla. Am jucat aseară o perioadă, am zis astăzi că mă duc să fac mină, dar unde să mergi să faci mină, bro, că n-ai, crede-mă că n-ai timp. Nu știu din ce cauză, mă, dar de ce nu ia ăsta pe care l-am avut eu? Principal speakers, ok, și am înțeles, stai un pic. 250 ar fi fost, asta e de ce e dezactivat. Am făcut update de la Windows 11, după cum vedeți. Nu prea am așa de multă încredere, eu l-am avut și când a fost lansat în beta și pe vremea, desigur, am avut altă placă video, alte componente și bine, oricum am trecut de la faza de RTX, deci n-am avut mai jos. Și m-a început cu un cea un mic lag, chestii de genul și apoi na, am zis că nu e chiar ok Windows 11 pe vremea aia. Acum văd că încă deocamdată e ok, vedem pe parcursul timpului cum își desfășoară activitatea, să zic. Bă, chiar îmi pare rău că n-am putut asta 2 zile. Am venit și târziu și am venit pe undeva pe la aproape de 6. Ne-a rugat să mai stăm, sunt foarte multe modificări acum și ne-a rugat să mai stăm, clar, contra cost. Și atunci, na, am zis că da, ok, mai stăm, ajutăm și noi. Schimbul nostru de dimineața a mai stat destul de mult. Da, na, ținem cont că astăzi e liber, mine, eu sunt liber. Am zis că măcar cu atâta putem să ajutăm. Că urmează niște schimbări mari la noi în firmă. Da, crede-mă că totodată schimbările astea te cam... Hei! Ce fa, mă, pași de gaming? Tu ești adevărat, tu? Ce fai? La livestream, tu? Tu ești, mă, adevărat, tu? Hei, pași de, mă? Sau e cineva cu contul tău? Mamă, nu... Dacă tu ești adevărat, tu nu te-am mai Nu văzut știu. de... Am înțeles, bine, bă, că răspund la troll. Da, dacă ești adevărat, o să Oi fi mor, nu te-am eu. mai văzut de mult. De mult nu te-am mai văzut să mor eu. Am căutat încă live-uri, zic, ce Dumnezeu mă, ăștia mai Ai fac intrat live? în smurd. Nu, n-am dat testul. N-am dat testul. Am fost acceptat, dar n-am dat testul. Aștept să vedem. I-am scris la 3 persoane, una mi-a răspuns, a zis că astăzi, dacă nu aseară, nu, atunci înseamnă că astăzi la undeva la ora 1 sau la ora 3, n-am nicio idee.
Coi, direct. Bine, mă, ești nebun. Acum, pește coi. Și Cine drac se asta. mai joacă a FIVEM? A expirat din 2021. Păi da, trebuie să te joci RGMP dacă Am e expirat înțeles. asta. Te așteptam. Ha, da, mă, îți dai seama că și eu mă bucuram acum în dimineața să fac live din Smurf, crede-mă. Deci era, na, ceva frumos, da? N-am ce să fac astea. Măcar așa văd care e ăsta, știi? Mamă, le ia direct pe ăsta. Știu că... Ba, am înțeles că s-a cam forțat pe ăștia cu paia, avem să le scoată mașinile alea custom băgate. Rage e mult superior, jucam pe integrata acum 1 an jumate. Ce n-am jucat așa de mult, foarte mult 5M am jucat, nu mai știu că Se mi-am creat deschide contul. țap-țap, refacem Anno Security. Am auzit și eu că vrea pe ăsta, dar stai mă, nu s-a deschis unul fric, cam așa, în serverul? Bun server, adică credeam că eu la balul fric. Că am văzut acolo, dar n-am intrat deloc, du-te, du-te. Am așteptat să-mi cumpăr placa nouă video și am avut înainte niște lag-uri foarte, foarte ciudate, cum am acum, știi? Cu TikTok-ul ăsta, băga mea specială în el. Se deschide pe drac, de 1 an și ceva zice că se deschide. Am înțeles. Da, au zis fric, mă, ultima dată, că dacă când începe să nu mai facă bani din server, o să-l închidă. Înțelegi? Vai, șamar. Am mai așteptat și eu să mai uit, să am mai Exact. căutat servere, am mai căutat, du-te, du-te. Așa am ajuns aici. Am căutat un server care tot e mai, cât de cât mai ok. Nu cu vrăjeală, mă înțelegi? Că de vrăjeli ne-am cam săturat, sincer. Bă, cred că m-am mușcat un panjen de acum, dacă o să mă vedeți cu de alea, o să fiu Spider-Man. Nu, serios, m-am mușcat un panjen în el. Și așa mă mănâncă de n-am nicio treabă. Era de la micuț. Stăteam la țigară, în pauză și a apărut unul, așa, n-au cu ce face. Eu zic că hai să te salut. Un baby spider. E de dacă devin Spider-Man, să știți. Numai că nu știu dacă v-ați văzut vreodată Spider-Man gras. Da, da, în fine. Hai bă, că nu m-am așa, de că am avut 100 de kg, acum am 80 ceva, mă. Nu, 90, scuze. Munca slăbește. Oh, mamă. Ce bine stai acasă să moră. O să fie de ori după ce mă schimbă. Mă jur. Salău. M-am 12 kg. Mi-a cumpărat ăsta pe 3 zile. Am zis către cineva că n-am roleplay, mai vorbesc cu mai mulți, știi? Și așa unul m-a ajutat să-mi iau geantă, altul m-a ajutat să-mi iau dubă. Na, 500 și ceva am dat pe dubă. Bine, normal 400, dar ai avut o combinație cu cineva. 470, cu geanta 625. Știi câți bani am, mă? 20k. Foarte bine, Doamne ajută. După ce mi l-am luat, mă băi, la smurf. Da, nu vreau să mă duc deocamdată la farm sau de asta, să vedem când dau testul. Măcar văd și eu cum e aici la amândouă asta cu țunele, pe după aia ne băgăm mafie, vedem. Și pe tu ce te mai joci HD? Nu te mai joci nimic acum? Bă, drăguț, dar cum e treaba cu activitatea? Că eu am văzut acolo, gen, la voi cel mai multe pe permis, pe buletine de ale, nu? Păi și dacă vine un player, tu l-ai ajutat cu un banda sau ceva, nu știu. Și nu-ți dă buletinul, are voie să facă, n-are voie să facă treaba asta, așa e? Sau care treaba cu permisele? Cu buletinele ce vorbesc eu.
Iar n-am văzut treaba aia pe forum la ei, cât timp trebuie să stai neapărat să mor. Nici aia n-am văzut. Cât e? Minim 2 săptămâni sau cât e? Ca să știu de pe acum, nu că eu n-am văzut pe forum nimic. Ce Dumnezeu. Am căutat, da? În fine. Că l-am și ce te zic. Asta e. Bă, nu știu, atâta chestia am în cap în perioada asta, mă jur. Bine, lăsând treaba cu jocurile, cu un alt, adică foarte multe schimburi s-au făcut aici la noi și nu știu ce să fac, sincer. Deci, ca să știți. Facem într-un paint. Stai că mă pun aici și îl fac imediat. Să vă explic o chestie. Stai, nu o să termine aici. Nu că o să fie mai mult de lucruri sau asta, o să fie super ciudat de acum. Și vă zic eu de ce. 2 minute. Unde? Ia aici. Ok. Deci planul ar fi în felul următor. Facem așa. Deci o să înceapă CU. Tragem o linie. AU. Tragem o linie. B. Am înțeles, hai că am făcut B-ul ăla de toți banii. Și D-ul, da? Bun. Deci o să fie o mașinărie. Deci o să fie o mașinărie. Mașinăriile astea duc către B, cu numărul către D, către B, către A, către C pachetele, mă înțelegi? Și ghiși ce? Am aflat ieri. Cine va lua pachetele? Cine se va ocupa de ele? Roboți, dude. Roboți. Deci, roboții o să iei pachetele, o să le punem în plăsuri, și noi trebuie să venim să le luăm. Și faza care o să fie de la bandă va fi în felul următor, cam așa. Da, pe aici o să vină un exemplu pe un pachet. Și robotul, n-am nicio idee cum o să arate, m-am uitat un pic pe internet la firmă, că de cât am înțeles aici la noi în Germania mai există tot la firma asta niște roboți și nu știu ce va fi, mă jur. Deci, de pe schimb de noapte abia de să mai lucreze cineva și de pe schimb de zi o să fie plin. Nu știu ce o să fie, deci băga mai speciale. Bine, Bun, n-am șerif. voie. Poftim? Vinzi pește? Nu, nu. De ce, șerif? Păi am la cine să-l vând. Am înțeles. 2 coi, mă, 2 coi mi-a dat acum dimineața. Poftim? Zic, 2 coi mi-a dat acum dimineața. Doi coi? Bun, bun. Am luat și eu unul. Na, hai că mai prindem încă unul și acolo suntem. 4 perechi de coi. Băi, ce caternică cu faza asta cu coiul. Doamne. Nu știu cine s-o băga să pună. Mi-a dat crash. M-am gândit că o să-mi dea crash. What the fuck? Mi-a dat crash la... Ce s-a întâmplat aici, mă? Bă, mi-a dat creșul. Ah, că am înțeles, cred că trebuie să punem din nou live-ul, mă. Bă, dați un refresh dacă vi s-a blocat. Refresh. Sau. Bă, mi s-a blocat jocul, dar și asta totodată. Ce am eu, băiatule? Stai așa, what? Cred că stă procesorul 100%. Ce am, mă? Ceva nu-i place, nu-i convine ceva. Dar oare ce nu-ți convine? De te blochezi chiar în tot ăla. Am înțeles, ai băgat efectiv. Plăcuță de 32, două plăcuțe de 32 și... What the fuck, cu aia se blochează treaba asta, că... Da, am înțeles, e netul. A, da. E netul. Fii atent ce, cum e arasna. Bă, dacă nu se va vedea ok, n-am ce să fac, asta e. Până am una, mi-a dat drumul la încă un live.
E prima dată de când mi se întâmplă, de când le-am pus pe asta. Trebuie. Cred că pe sâmbătă mă bag să repac Windows-ul. Am zis că las până sâmbătă. Să vedem. Am o spun o săptămână o trecut. Mai vedem încă acum dacă tot așa o să facă. Și mai după masă, că tot mai după masă mai dăm la unul, că nu este masă foarte lent. Atunci mă apuc să repac Windows-ul. Și nu mai bag nicio scenă ciudată și chestii de genul. Am zis că dacă bag scenă o să fie mai ok, dar mă rog să-mi schimb un pic, știi? Mică schemă. Da, nu, că n-ai treabă acum. Am să trezesc că ăștia mai repede să dăm testul. Doamne, iartă-mă. Am nerăbdare, mă jur. Ești chiar mă jur. Asta ori plodă ceva. Ori ceva, sincer. S-a picat serverul. Băi, v-a picat serverul, mă? V-a picat serverul, oare? Ce s-a întâmplat aici? Ia să vedem. Nu, nu are treabă. Asta e tot ok. Mamă, și se duce numai 2000 de bitrate, kilobytes, în loc de că l-am pus eu. Ia să vedem o mică schemă. Na, și nu pot, mă, trebuie să închid asta. Fii atent, îmi scrie efectiv nou ping. Încărcare, descărcare. Încărcare, dar de ce a scăzut așa de mult? Încărcarea, nu? Am înțeles. Am înțeles. Test speed, ia să vedem noi. A, păi download? N-ai, cu download-ul n-ai nicio treabă. De 100 de megabytes. Hai să vedem la upload. Da, mă, nu se duce mai mult de 28, ia. 30. MS-uri. Ah. Să fie suficient de rapidă pentru a reda videoclipuri HD, a organiza conferințe video și a juca video. Da, mă, da. Se blochează, what? Ce porcărie, mă jur. Nu știu ce e cu live-ul de astăzi, dar nu. Sper să nu-mi dea cine știe ce. Pe aici. Mersi, unul de follow. Băi, sper că n-am prins bug-ul ăla, mă, de la pește. Să mă scoate instant. După ce intru. Așa, trebuie să aștept un admin care să-mi dea respawn. Neapărat. Hai să vedem.
Da, dacă atâta mi s-a întâmplat, e clar. Aici o problemă. Sau mă rog, o să mă joc altceva, asta e. La câte locuri avem, măcar aș face un pic de Horizon, sincer. Ha, mă, intră. Stai că nu mă mișc deloc. Ah, ok. Bă, merg mai bine, what the... Doamne. Bro, după ce vii aici și stai așa de mult, doar ca polițist, efectiv, când îți 182 de player și maxim 4 aici la pește, ce vrei să vorbiți dacă nu-ți parcați bine? Păi alea 4 persoane. Aseară, cu nebunea, la seară trebuia să veniți. Eu fac plin, ești nebun. Trebuie să mă duc până la garaj neapărat. Bă, văd că merge mai bine. Ceva au avut, m-am prins eu ceva. Când am intrat, de aia m-am mers așa. Deci dacă mai prind un coi, aici -s. Inventar, eu am înțeles. Da, în fine. Asta e. Stai că mai dau până fac pulșa, pe după aia mă duc să le dau pe celelalte. Măcar atât. Bă, aș de mai pe aici. Bă, vrei să deschideți panul security din nou pe OneTap, dar ce face panormalul cu serverul lui? Îl mai ține? Ce face? N-am jucat. N-am jucat pe el. Dar am văzut la alții care arată chiar mișto. Bine, dacă ai cu cena. Ca așa în rest. Ce nu știu că salăul bun, doi coi, doi... Da. Bă, așa se numește peștere, mă. Nu, doamne iartă-mă. Hai, frate, da. Bă, deci dacă ați fi văzut ce aplicația a făcut la Smurd, să mor, de aseară, pe efectiv m-au luat toate transpirațele, zic. Uite de frate ce am scris acolo, e de bun. Cine s-a gândit la roteul ăla vreodată? Nu m-am gândit pe aici. Numai nu. Atât, dacă nu pot, nu cred, bă, pot să fac. Mamă, nu mai pot să mai fac fața aia mea grasă, știi? Dar oricum arată și urât de la dracu. Caracterul mă refer. Aș pe redem acolo era mișto să fie făcut un caracter de genul, știi? Bă, acum am văzut o creștere mare pe serverul de redem. Adevărul că e și frumos jocul. Dacă ai și cu ce să te ducă, crede-mă că la mine e acum mai la high, nu very high, scuze. N-ai nicio treabă cu jocul, așa se vede de ești perfect, înainte jucam pe aproape pe low cu setările. Deci, dacă chiar e așa, poți să și tragi bine, poți să faci mai multe chestii. Și mai mare cateringă, bine dacă ai și cu cine, clar. Sau depinde pe ce server te joci, na. Da, și al lui Wizzy arată destul de bine, eu acolo am jucat prima dată. Bine, a crescut Wizzy cu serverul. Bine. La început,
Abia după doi... Ce? Abia după 20 de player online. Ăla, Badlands-ul, pentru cine îl cunoaște. Felicitări lui, chiar mă bucur pentru el oricum. Hai că trebuie să merg să dăm pește ăștia. Sunt fucking solo la pește. Da, n-am trebuit să o văd și pe asta. Hai să o luăm pe jos. Că oricum altceva n-am ce să fac. Câte mă mai am? O bucată, pentru o bucată mă duc să o dau acum. Nu mai vin după aia până apoi să-l mai dau și pe ăsta, că n-am mai știu câte mumile am avut. Iar să mă bag acum la mine, nici nu știu ce să fac, mă. Dacă mă bag acum la mine, e posibil să-mi zic ăștia să trăia, ok, un alta și după aceea. Bine că mă duc, pot să mă duc eu să dau minereurile astea la cineva, n-am nicio problemă. Să le proceseze el. Că eu clar nu am voie să mai fac ilegalități. Depinde că nu o să-mi scrie. Dacă nu, asta e. Hai pe jos. Ce aici, mă? Ah, înțeles. Băi, dar pentru două persoane atâta e acolo de ferească Dumnezeu. Ești prea axat, mă jur. Este că tu bă, ce prea axat pe treburile astea, mă jur. Una, două, să intre, să facă procesări, să dea amenzi, să... Du-te pe rătă în oraș, du-te la Uber. Nu, aici la pește. A bine, oricum de două zile eu n-am mai prins. Eu stai mă că am zis că mă duc să-mi le dau pe astea. A, că mi-a dat levant lui un plusit după asta. Păi, e bine. Care știu că mă scap de ele. 49K, mă. 49K. Eu, da, mă. Dacă am prins două cui, doi cui de aia. Nu, no, în fine, asta e. Nici apă nu m-am luat, deși am venit din oraș. Uite, mă pot grăbi de n-am nicio treabă. Asta e. Măcar mai pierdem timpul.
Portugal, ceva ce zvă, Bolt. Deja de când am ajuns la orla asta de la pește, nu mai fac Bolt, cât trăiesc, mă jur. Bine, e bun, e chiar ok de început. Da, nu știu, aici am impresia că aici trece mai repede timp. Bine, mă, n-ai putut pe acolo, efectiv ți-o puc și-a deschisă. Înțeleg, da, pe am... am... Da. Aha. Perfect. Iar mi-a rămas buguit. Doamne! Bă, n-am nici idee, mă, de ce rămâne așa buguit. Mapa în stânga, cronometru, da, ăla de la mașină de viteză l-am pe dreapta. Dar tot timpul îmi rămâne. Cred că numai dacă își dau un restart, dar pe așa pot să dau 1000 de restarturi, sincer. Trebuie să mă duc să mă și îmbrac cu caracterul. Să vedem. Da, am bluza galbenă de când am trăpăsit. Nu-i prea bine, sincer. Cu aceleași haine tot timpul. Te prea recunoaște lumea. Hai, dă ceva. Unde dai? Aici. Dacă mai prind vreo doi coi, acolo -s. Nu știu că mi-am dat, acum am avut 2-3 zile, cred că 8. 8 mi-am băgat. Easy money, când îți apare asta, dar popo și zile când chiar nu mi-a dat nimic. Nici știu că nimic din asta roșii. Numai cara și de celelalte. Pe 9000. Cred că am băgat la... Nu știu, la bumeală. Cred că vreo 4, dacă câte 25 de bucăți. A fost nebunea în ziua aia, tot m-a întrebat asta la cine le dau, de ce mai ai, mi-a prins ceva, mi-a prins, nu. După 8 caras, la ce, ce, nu, 8 cai, 8 coi, scuze, cai. 8 coi, acolo ai fost, n-ai avut nicio treabă cu ele. Mai că după asta mă duc repede până la toaletă. Neata. Neață, neață, ce faci? Mersi de like. Mă pun în dubă, dracu. Nu știu pe cine apucă să facă razici de alea, păi eu pus la toaletă. Bine, oricum uit pe telefon, deci, ne. Da, mă, mai repede. Oh. Ce urât e să aștepți. Bro, zici că acum aș fi venit din centru și mi-ar trebui la toaletă. Mi-a dat un coi. S-a meritat așteptatul, sincer. Hai că revin repede, guys. Sper. Revin repede.
Asa matinal ești de dimineață. Thanks. Trebuie, Bogdane, să prind și Martina. M-am trezit la 4. N-am mai avut niciun somn. Mersi de like. Mă scuzați pe mine, mi-a trebuit rău la toaletă. Aici-s. Trebuie, Bogdane, na. Iar începe cu lagul. Deci dacă îmi dă iar creș, ce se întâmplă mai aici la pește de dă creș? Să-mi aduci pești azi. Da. Păi stai un pic, care ești? Pep tu? Cum îi vrei? Gătit sau negătiță? Eu nu vreau consolzi de la el, veci. Tu ești, mă, pe... sigur ești tu. Trebuie te-n poză, dude. Că dacă tu ești, să-ți dau moderator acum. Stai să vedem, că oricum trebuie să ne... pe ăsta. Să ne auzim vreo pe neapărat. Pep tu, cămătaru. Păi nu mă, trimite poză pe Discord că tu ești. Gen. Păi nu dau eu moderatorul numai așa de... Și eu și așa aștept încă că nu mi-a răspuns. Bine, mi-a răspuns, am acceptat la medici, dar nu am dat test, eu știi? Sunt mai... Scriem pe Discord de atunci. Pe tu ești. Stația 70, n-a e bine. Ha, ha, ha. Ai știut. Ai știut cuvântul magic. Știu că am prins trei coi acum, mă. Prins trei coi acum în dimineața, ești Thanks. La muncă? Ești la muncă sau unde ești? Până vii da, la munca. N-am înțeles. Până vii tu... Bine, oricum o să dau un mesaj roleplay, știi? Să ne auzim mai multe. Dar pe ești, pot să ți dau și așa, n-am nicio treabă. Oricum, după anul o să mai am... jobul ăsta, știi? Vedem, stai să vedem cu cine dau testul. Dacă-l dau. Da. Să vedem câte am înțeles. Au avut ăștia instructorii niște ședințe sau nu știu ce au avut și... Acum, nu. Am lăsat treaba și am zis că astăzi din pasă o să dăm. Ai idee unde vând CEO lingouri? N-am nicio idee și eu am, dar nu știu. Adică nu, n-am. Nu, eu alea sunt altceva, diamante și de alea am eu. N-am link-uri. Da, normal e easy, te poți gândi direct, știi? O să te duc la cineva azi și vinzi pești cu 2000 san, nu-i mai cumpăr eu, faci mai mulți. Nu, cum vrei, dar bine, stai să vedem, că dacă mă bagă la medici, atunci nu mai pot să mai fac, mă înțelegi? Clar, nu o să vând dubă, dar pot să am aici tot timpul. Vedem cum o să te curgă testul, na. Dacă testul o să nu o să le iau... Poți să faci în timpul liber. A, ok. Nu, no, n-am și-o treaba asta. Așa e bine, na. Timpul liber mai... eu știu. Acum oricum sunt tare entuziasmat. Vreau să văd cum e în facțiune, vreau să văd mai multe, știi? Tu te duci la poliție, ai aplicat, ai acceptat, ce-au făcut ăștia? Ai aplicat ieri. Mamă, de ce buguită mi-e pe ăsta de la mașină în dreapta. Mamă, nu mai dau niciun restart, cred că am dat vreo două. De ce chile? Nu mă aduc, că e mult de învățat. Oh, păi, da. Bine că și eu vin aici și mă duc să stau, nu, să văd cum îi, să vedem ce rol pe ei, știi? Să văd cum mă descurc.
Vezi tu că... Stai acolo și fa liveli 10, nu pleci de acolo. Dar ce faci la PD? Adică stai că la PD chiar faci. Stai, unde te referi? La pește? Câte momele mai am? 17. Da. Oh, stai că vedem. Dacă acceptă ăștia, clar că trebuie să plec. Bă, vede partea bună. Am vantaje. Oricum nu le folosesc, de a în fine. Mi-a dat și atunci unul cu trei vantaje și asta e. Masa te anunta. Da. O să văd, că acum astăzi vreau să țin destul de mult live-ul. Mâine am vorbit cu cineva, o să ne jucăm Resident Evil 5 cu băiatul cu ce am jucat de Space-ul, dacă nu mai știți. Thanks. Și o să diversificăm live-urile cu două jocuri, știi? Să ne jucăm și Pybem, o să ne jucăm și asta. Bine, dimineață nu o să mai fie chiar acum dimineață, că vreau să mă duc până undeva, rapid. Și numai după aia o să încep, undeva cam pe la 7 dimineața, cam așa o să facem live. După aia sâmbătă iar la muncă și săptămâna viitoare full. Full. Numai sâmbătă o să am liber. Săptămâna viitoare o să fie un pic angoroză, dar nu-i bai că am făcut planul. Și atunci le respectăm de săptămâna viitoare. Luni, miercuri și joi, luni, miercuri și vineri o să fie pe TikTok și marți și joi pe YouTube. Așa știu că, na, le-am făcut pe amândouă. Mersi de punca like-ul 1,3, mersi brusule. Și așa știu una și bună, că le țin pe amândouă. Așa pe YouTube n-am mai făcut de foarte mult timp. Nu vreau, am mai întrebat și pe episod, bro. Întrebați, dacă vă rog eu pe cineva, care vedeți că face și pe YouTube și pe TikTok totodată, să-mi spuneți cum face, pentru că eu CDK-ul, adică cheița pentru streaming la TikTok, eu nu am. De nu o găsesc niciunde. Și nu știu cum o găsesc alții. Iar decât să am și OBS-ul și aplicația asta, mă se duce să fac aia de tigari. Bă, du-te. Dacă ai informație, du-te, încearcă. Mă gândesc că e super easy, știi? Super ușor. Nu, trebuie cine știe ce. Somnul. Trebuie să îmi cumpăr barca. Am înțeles. A, pe că ai bani. Dar cumpăr un așa, mai, știi? Nici la pe cine știe ce mare. Deocamdată să vezi măcar dacă se merită. Așa, dacă se merită, da, clar, investești mai mult. Numai, da, un pic să vezi. Păi stai un pic, eu stai mă, că păi îl faci pe caiu, nu? Pe faci 6.000 pe un pachet. 6.000 pe un pachet, da, mă dați bani murdari. Mergi să-i speli, cred că pe undeva la o... Cât să fie? Hai, 20% spălarea? Un exemplu? Că dacă nu, nu ești în gang sau mafie sau de-alea, cine, nu știu cât, la, cât e pe server aici, spălarea, cât la sută-i. De din 6.000 să fie că iei 4.000, da. Cred că mă aduc azi. Da. Bă, și eu acum am vrut, chiar ziceam, și eu am vrut să mă duc la mină, dar nu știu, dacă mă contactează dacă ăștia. Dacă nu azi, mâine 100 la 100. Da. Vedem cum decurge la mine. Mamă, la ce mă bate soarele astea și n-am moduri de grafică, e totul pe high. Să vede și cel mai mic, uite-te aici. Pot să mă schimb cu ăla. Bă, am văzut mă că Starone s-a apucat de level pe TikTok, dude. Băiatul ăla de care am zis că ne jucăm și noi cu probleme, mergi și până la el acolo, stai. Cum îl cheamă? Mersi de donație. N-aveți până să mai blochează de la donație. Salut. Mersi de trandafir, bine. Am văzut că ăsta are un băiatul cu probleme. Stai că-l caut acum. Și vă dau numele lui. Și el tot aici joacă. Și...
PC Port. Am abia că termin numele lui, na. Cam așa, are o poză cu... Da, nu vreau să zic ăsta. Gen, o poză cu un PC4 negru. Aiko. Așa îl cheamă, da. Mai și acolo și-a apăsat butonul de follow, dacă vă rog frumos. Sper să-l puteți înțelege, dar oricum se înțelege băiatul, n-ai nicio treabă, că na. Face. HD-ul mai cunoști pe Starone, nu? Dacă mai ești pe aici. Am, el face numai boltul, că n-a rămas destul de în spate, că are bac acum. Thanks. Mamă, mai repede cu ăla, crap. Nu mă deam coi. Și atunci o să am 4 coi. Bine. Gang. Înțeles. Bine. Dar pozele care le faci cu tel unde se pun? Da, el, pe noi ne-a lăsat să plecăm. N-am înțeles ce poze să Da, te faci cu cred că tel. vreau Nu mai știu, cred multe că de acolo în el. galeria telefonului, normal, nu? Da. Da. E culoarea gen. Aha. În galeria telefonului se pun normal. Că știu că așa le ia și ăștia care le vinde pe market. Pe ăla de vânzare, știi? Caut acolo, în galerie, Dar să în vedem. PC mare fer. Pe unde să pun? Depinde, eu uite, eu fac poza, da? Și deschid pentul și dau control V și acolo mi se pune, după aia salvez eu unde îl vreau, știi? Iar dacă vrei să-l faci de pe Steam, un exemplu, poze, n-am nicio idee acolo unde se pune. Unde le salvează, sincer. Bă, tu dat banii pe pești? Nu mai ții minte. Mai vrei de ușa lău? Am parcat asta acolo să vezi cum vin băieții imediat. Ah, parcați în altă parte. Ai loc. Ia, asta e. Eu eram ala care ti-a dat hack atunci. Ce hack, Alex? Uitate la e-mail. Păi nu pot să... Pe telefon în joc. Da, cine știe. Asta e. Oricum, nu, când me le atacă, oricum nu prea mai ai de unde. Că nu prea mai am bani. Chiar deloc. Ti-am După. furat 5K. Felicitări. Măcar mai are treaba. Cu hackerul mă refer. Faci ceva bani din el. Da bine, cred că banii aia ți dă murdar direct, sau? Cum ți dă? Da, gen, o cursa Bolt, după aia dau un CV. Curati. Ah, ok. E bun. E bun. Așa eu puteam să fac, dar... Nu mă prea interesează, sincer. Bro, nu știu ce să zic, că numai contravenția. Deci, nu, numai contravenția. Mă înțelegi? Vezi că nu am activat ăla la 10.000 la bancă. După 100 de hack la telefon, fac la bancomat. Am înțeles, deci ai cum ar fi un mic quest. Deci trebuie să dai 100 de hack la telefon și după aia te bai la A, bancomate. era unul care are vocea ca tene. N-ai treabă, nu. Vezi să nu ne culcăm. Decât am înțeles, mai este unul coz pe server, dar... Stai că am uitat să pun ăsta. De la Enebă.
La bancomat faci 35k, 40k odată la 10.000 curati. Bă, e ok, dacă faci bani așa, bine, dacă nu te ești prins, că dacă ești prins și de cât am văzut și live-uri așa, cam stă bine. Cred că îi primesc alertă polițiștii, așa când se hackuiește ceva. Stai că văd că s-a blocat pe telefon. Cred că primesc alertă, nu? Polițiștii, când hackuiești ceva. Acum ar fi un bancomat sau de asta. Dacă pierzi, primesc instant. Dacă castigi, panale de alerta. Ai plecat de mult. Ok, da, înseamnă că, da. Păi și cum e sistemul ăla pe care să dă jaful pe 5M? Gen, că există și site pe așa ceva. GG, mersi de like-uri. Cam asta cu numere. Da, înseamnă că e hack-ul ăla pe care îl ai și pe internet, pe unde poți să înveți. Să pui celelalte. Asta e. Nu prea mă interesează, dar... Adică, clar, la un moment dat o să le fac și pe alea, dar deocamdată nu mă interesează, știi? Nu mai sta, frate, la pescar, ca faci vreo 200k pe ora. Da, mă, știu, dar nu mă... foarte mic. Depinde, că deși dacă te prinde acolo, ești? Nu, știu, mă, eu nu mă... Mai ales pe live, clar că nu o să fac treburi legale. Că și meta să facem prostie, mă înțelegi? Meta, mixing. Am e imposibil să te prinda. Ești live, bro, mă înțelegi? Ești live. Și de aici tu poți să, pentru un chichet, tu poți să acuzi pe băiatul ăla că face meta, mă înțelegi? Ținând cont că, uite, acum din, un exemplu, 9 persoane câte se uită pe live, un exemplu, tu nu știi cine poate să fie polițist. Și atunci băiatul poate veni, mă înțelegi? Si live, bro, vine Gaboru și zice ce faci, dar n-are ce să-ți facă. Da, știi cum e, decât să stau să mă cer, bine stau pe pula mea, mă înțelegi? O să le fac off-camera, clar, deci off-camera se fac foarte multe. Ce episod pot să fac în treaba asta, nu e nicio problemă. Da, mă, dar la pescar 80k pe ora. Da, știu cât e, mă. Știu cât e. Eu le aleg pentru niște motive, mă. Am niște motive ale mele personale. Deocamdată nu vreau să mă duc pe partea la legală, vreau să le încerc pe alea... experiența faci 200k. Da, clar. E clar că faci, că n-ai un job ilegal. Eu vreau deocamdată până la 100 de ore stau așa mai cilean, nu știi? Vedem. Acum mai ales dacă aplic în medici, adică acum când o să urmez să dau testul, o să stau în medici, vedem. Cât o stau și pe acolo și după aia vreau să le... Mă rog, pe viitor vreau să mai fac și altele, știi? Da, știu la ce te referi. Mersi de sugeste, dar oricum deocamdată o să rămân aici, știi? George, mersi de donație, acum văd. Nu sta, bro, la medici, ca trebuie minim 14 zile din cate stiu. Păi și nu e nicio problemă, din 14 zile pot să văd sistemul făcut de scripter. Că asta mă interesează pe mine, sistemul, cum scos targa, cum... Mă înțelegi? Ok, clar că o să mă duc să fac buletine și una altă, dar... Vreau să văd sistemul făcut, ca aia, da, am intrat pe server aici, să văd diferența dacă dintre... Dacă nu intal nimic, ăsta. De ajut eu pe gratis dacă vrei. Normal, eu știu și roleplay pe unde e faza de hacker, nu-i problema. Deci eu roleplay știu, că mi-a zis cineva. M-am întâlnit cu băiatul care mi-a vândut o mașină. Salut. Și na, salut Cătălin, neață. Și băiatul mi-a povestit mai multe, știi? Eu și merge știu pe unde e. Câte ore ai, sefule? 84, cam pe acolo, acum. Nici eu nu mai știu. 85, scuze, am luat pediu. Trebuie să mă duc să iau la soarele ăla.
Bă, deodată după ce m-am instalat Windows 11, mi-a băgat prostia asta de copilot în Windows Preview. Ce Dumnezeu e ăla, mă? Bine, îmi scrie și locația unde stau, că pe efectiv la mine e dezactivat GPS-ul, știi? Și da, mie mi-a arătat tot ce s-a întâmplat. Ieri mi-a arătat că aici Dar nu lângă mine s-a erai făcut tu ala care accident. am intrat din greșeală acolo langa paleto? Nu, nu, nu. Depinde când, că săptămâna asta 2 zile n-am fost live. Și eu n-am mai fost un paletul de când am făcut 60-70 Azi? de ore. No, nu, bro, nu, eu abia am intrat pe server. Nu erai live. Păi nu, eu am intrat pe server și am intrat live. Deci nu am pierdut timpul, știi? Când fac live stream, așa fac. Eu nu intru, acum aseară am jucat mai mult, dar acum nu. Unde să mai dau drum aseară la live? Du-te, du-te, că eram obosit, întreabă pe rus. Ho, ho. Mai ești amar. Unde, ce pentru mă? Am obosit, n-am mai avut niciun chef, mă jur. Ce chef o să ai, mă? Ca mai avea si vocea ta si mai facea si bolt cu mecanic ca tine. A, nu, eu nu mai fac bol și mecanic de foarte mult timp. De când am făcut 70 de ore pentru pește, n-am mai făcut chiar deloc. Am înțeles, m-am umeală. Bună fază. No, hai să merg să le vindem. Mai bine luăm 50 și acolo eram dat, în fine. La pestecat faci pe ora. Pe 100, pe undeva. Acum depinde, na, cum te miști, cum îți dă și ție, n-am ce să duce PX5-ul. Eu vreau mai mult să treacă timpul, mă înțelegi? Să fac ore, nu? Bine, între timp fac și bani. Dar vreau mai mult să treacă timpul, să ajung la 100 mai repede, știi? Banii, nu-i problemă, că pot să vând o dubă, pot să vând geanta, nu-i problemă de treabă cu banii, știi? Hai să le punem și aici. La 100 faci tiris. Păi o să văd. Normal, cam mai toată povestea deocamdată. Vreau să duc povestea caracterului destul de departe. Și poate la un moment dat o să-mi cer ce caut. După ce ajung la clar la 1000 de ore, să pot să le fac pe toate, știi? Ca să reîncep de la zero. Cam normal, asta ar fi planul. Vreau să văd despre ce e vorba. Cu ce se mănâncă mai bine zis. Oricum, la 1000 de ore deja te cam plictisești, mă înțelegi? Bă, dar ce fac, mă, fiat? Doamne, ești lângă mașină, bro. Asta se întâmplă Stai când... face 1000 de ore ca să ait ei că după. Păi da. Păi după 1000 de ore deja le faci pe toate, mai de toate pe server. 1000 și ceva, cam pe acolo am calculat un pic. Ca să știu că pot să fac și... Dar ce o să Bă, faci asta. pitcă? Pentru ce ca? N-am nicio idee, vedem atunci în perioada aia. Până la 1000 de ore, bro, trebuie să treacă aproape un an de zile, mă. Ținând cont că mă joc între 24 ore, păi așa în timpul săptămânii, un exemplu mă refer. Între 24 ore, păi îmi durează un an să fac 1000 de ore, mă. Păi într-un an de zile se schimbă Bro, te multe. bagi si tu in gang, după aia mafie. Păi da. Acum mă bag la facțiuni legale, mă duc să văd despre ce e vorba acolo, să vedem scriptul, să La 800 poti face roleplay-ul. cerere a CCCKK, faci o grămadă de bani. Si după sindicat unde ai Crack. putere. La 800 poți face crack. Da, clar că o să le încerc pe toate, mă înțelegi? Clar, la un moment dat o să am bani de n-am nicio treabă. Da, vedem cum decurge roleplay-ul, vedem mai multe, mai multe. Oricum am niște planuri în cap cu Este caracterul ăsta, greu de știi? intrat în sindicat. Bă, acum, mersi mare de donație. Știi cum e, dacă ești om
Și cunoști pe cine trebuie. N-ai pentru ce? Eu sunt, de exemplu, in Medellin, sunt in official, am aproape 700 de ore, dar după ce fac 800 mă apuc. Dar ce înseamnă crack ăla, mă? Fac ce bani ce la să facă pesca. Acolo? Bă, să fac ceva. Am prins și acum avut 3 coi de ăia. Metanfina. Eu, numai că eu pus numele de crack. Nu știu ce înseamnă. Da, mă, știu ce înseamnă metanfetamină. Mai nu știu de ce eu pun numele crack. E diferit, știi? Dăm de mesaje. Nu i-a pus numele, sunt doi droguri diferite. Ah, ok. Păi stai un pic, metanfină și metanfetamină. Metanfina nu se merita să o faci. Ok. Bă, n-am nicio idee, sincer. N-am, până să ajung acolo să dureze, mă. Da, vreau să iau ușor, ușor. Bă, dacă stau pe server... CRRACCKK e cel mai puternic, la 800 si face aproape dublu profit. Da, da, da. Bă, clar, până ajung eu să le fac pe alea... Intra pe telefon si Wikipedia. Acum nu pot călda cu ăsta. Si vezi acolo toate informațiile. Aha, bun. Bă, oricum, cum am și zis, până să ajung la orele alea, iară dacă tot stau și investesc atâta timp pe server, mai bine creez o poveste a caracterului și știu că la un moment dat oricum o să moară, în ghilimele. Și după aia începem din nou. După aia începem din nou cu caracterul, nu am nicio problemă, nu mă joc pentru a versa de asta, wow. Bine, clar, și mie mi-ar conveni să mă bag într-un Bugatti să mă duc. Bună dimineața! Aron, Alex, nața, va nața. Exista serif. Deci cam asta e povestea. Dacă nu jefuiești, nu uiți ei că... Bă, povestea caracterului o să fie diferită. Așteptați live-urile, povestele și o să vedeți. Nu. Nu sunt scumpe mașinile pe server. Nu, nu, e chiar ok. Bine, eu deocamdată cu 20 cam bancă, e ok. Am investit în ceantă și în dubă. Bugatti Chiron, cam 200 euro. Ce, mă? A, că dau 200 de euro. Bine, vorba bine, dar nu plătesc atâta. Maxim, clar, o să-mi iau și VIP la un moment dat. Astea normale nu sunt. Alea exclusive nu mai sunt așa ieftine. Să vezi la mafie official când nu este în gang ai peste 1 milion bani murdari plus elemente. La ce? La task? Așa-i? Aia pe săptămână, ma. Acolo vreau să văd cum o să mă descurc. L-am auzit pe... nu știu cine... L-am auzit da, pe unul la un moment dat. Săptămână. Da, da, 1 milion bani murdari și element. Dar ce s-a la element? Adică la ce se referă? De alea de craftat sau ce ar fi? Mami, super diferit serverul cu aia, deci vreau să-l testez pe tot, mă jur. Stați aproape, m-am apăsat butonul de palo. E foarte greu în mafie oficială. Hotel sau anumite metale. Hotel sau anumite elemente metale, am de fixare înțeles. Cu alea face arme. Ion, ce diferite serverul cu aia, să mor eu. Deci, e diferit pe mult pe scripturi, pe dealea. N-am mai... Bine, acum și pe 5M există, dar până... depinde pe ce server te joci, tot. Pe un server care are 1000 de player e altcumva față de unul care te joci la 100 de player, mă înțelegi? Iar elemente de fixare unde de ai aia mai nu jucat? Costă. Da, pe e multe. Elemente de fixare, cadru, mecanism, sincă mai era ceva, dar n-am uitat. Am înțeles. Pai, cu asta se diferențiază Ogland față de altele. Păi și da, am venit aici. Da, lumea nu văd. Înțelege asta. Păi vede prin streamer, mă. De-aia e bine să faci streaming cu servere, un exemplu. Deci,
Vezi la toată lumea diferit. La mine vezi mai mult farming deocamdată până la niște anumite ore, după aia să vezi roleplay, după aia să vezi mai multe chestii, jefuiești și Eu așa am mai jucat pe departe. UG, 2K ore am avut mafia acolo, avere mare. Da, mă, da, păi vedem deja numai ce a fost, mă înțelegi? Acum, normal, ar trebui să crească regem pe U. Regem pe U e ceva ce trebuie să crească în momentul de față. Da, știi cum, nu, no, revenim la subiect. La un streamer o să vezi că e în facțiunea de poliție, la altul o să vezi că e în medici, la altul o să Le-am vezi că e în lăsat și am mafie, mă venit înțelegi? aici toți. Da, și am jucat pe UG, cred că ăla a fost primul meu server, că m-am apucat de 5M, da, aia pe undeva prin 2017, Iti dau un cam sfat, pe nu acolo. jefui pentru că te pot prinde mafioti, de exemplu, mafiile caută jefuitori. Bro, eu știu treaba Si asta, iti roleplay. poti lua ce casi, pierzi ore avere tot. Nu, ca să-ți explic Sincer, ție. ragem, pe mi se pare peste fivem, cel puțin pe partea de optimizare. Da, clar. Deci, plus 40. Ce vreau să zic? Eu am un plan, mă înțelegi? Deci, nu acum rapid să mă duc să jefuiesc, dar nu sunt nebun. Stai să-mi fac Arond povestea Mihai caracterului. Burguia, tu este cu mult. Vreau să-mi fac... Adică, oricum, deja am început povestea caracterului de foarte mult timp. Acum că stau eu și povestesc cu voi pe live, mai e partea a doua. Dar orice roleplay se bagă la mine, orice chestie pe care o fac se bagă la, știi, la ideea de Capsai și roleplay. grija pe cine jefuiești. Da, niște că nu e prima dată când jocuiesc. Știu cum e. Știu, sunt unii pe server care se joacă cu placa integrată, pe low, bineînțeles, dar se joacă. Păi na, bine. Bă, hai, contează, mă. Arond Mihai Gurguia, tu se mișcă mai bine. Cât am? 12 din 20. O să vedeți, mă, de-aia trebuie să stați aproape la mine pe live-ul, că, na, am mult deocamdată la început, în afară de farm, n-ai ce să faci, frate, ești nebun. Care ce să fac, să mă duc pe grup, salut, frate, vreau și eu să muncesc pentru cineva, ce vrei să fac, să mă duc să-ți iau peștii, să-ți dau? Sau, vorba aia, cum aveam eu vorba la un moment dat, vrei să mă duc să dau pe jos? Ai ce să faci? Te poți băga în ceva gang și ai cu ei acțiune. Ai acțiune peste Hai tot că dacă știi plec să o la faci. liceu, ne mai auzim când mai faci live. Am să stau, o să destul de Eu mult, aștept cred. să se facă 8 dimineața, mă duc la braconier să vând niște peste simi, fac un navi. Doamne ajută. Spor. Și eu am Sau armă. mafie. Vi la mine in gang. Bă, vedem, de nu mă forțați, că acum oricum aștept să dau testul la medici. Și o să rămân o perioadă acolo. După aia cred că o iau poliția și după aia o să iau pe, cum se numește, pe bază de mafii, gang-uri, chestii de genul, mă înțelegi? Așa știu că după ce l-am testat pe toate, după aia pot să-mi aleg finalul eu. Mă înțelegi? Și clar că la CK să faci un roleplay și asta e. Depinde pe care roleplay vrei să faci. Dar cum am zis, în perioada de undeva de un an de zile. Că serverul ăsta oricum o să reziste mult. Am foarte multe chestii în cap. Cu roleplay, cu un alta. Și se știe, cine mă Îți urmărește de mult se recomand știe. Politia dacă vrei sindicat și mafii. Vedem deocamdată. Le iau toate pe rând, mă. Toate pe rând. Nu te baga in gang ca nu poti da task-ul saptamanal ca nu poti face banii murdari. N-ai de unde să știi dacă pot sau nu. Să nu uităm că avem concediu. Și în concediu ăla poți să Arond faci. George, nu se intra sau sări în sindicat trap peste 1K ore. Iar eu nu vreau să mă duc în sindicat, bro. În sindicat e posibil să nu mai pot face live-uri. Așa de multe. N-am nicio idee care e rolul pe de sindicat. Deci, da, ideea de sindicat nu prea știi să află foarte multe informații și nu e ok cu treaba asta. La fel cum e la Razi, un exemplu, când
Trebuie să stau să oprești, un exemplu mic, sunetul de pe La joc ca droguri să, iesi în știi? pierdere la orele tale și să cumperi banii murdari nu se merita. Na bine. Arond plus 40, da bro, știu. Asta e. Vedem. Nu mă... Le luăm toate pe rând, n-ai nicio problemă. Asta e. Oricum vreau să le testez pe toate pe serverul ăsta. De aia am și intrat. De exemplu, când mafioti prind jefuitor ei, chem sindicatul și sindicatul se ocupa de ei. Bine, mă, e clar. E clar Arond de treaba plus asta. 40 am ținut mafie un an jumate. Păi nu uitați de butonul de follow și de like, că mă ajută, mă ajută mult. Stai mă, că mi-a scris beatul ăsta cu cine ne jucăm de pe masă, ho, 2 minute. Side quest la ce DLC, dar bunul rău. Trebuie să ne jucăm Horizon Zero Dawn, nu să-l terminăm neapărat. Zice asta că avem 60 de ore de jucat. Eu de in staff, țin sindicat, dar mi-a zis ca să intra greu. Și aici no. Vreau mafie, am și omeni acum a farmeziore. Arond George, felicitări! Arond plus 40 mese. E și normal că se intre greu în sindicat, bro, e sindicat, adică, știi? E pe undeva cel mai mare, unde ai putea chiar să faci Europa. Deci cine ajunge în sindicat trebuie să fie mândru, bro. Un aici parcurs e pe de bune punca de ore... Vei vedea pe parcurs roleplay-uri cu mafii sedinteți. Să ceva happy hour pe exista oricele... ceva happy horror Oakland. N-am nicio idee treaba pe asta, să-ți răspundă băieților. Trebuie să fii doxa și foarte curat. Na bine. Nu exista. A, bonusuri. Stai mă, bonusuri, gen. La ăsta te referi. La joburi. Vezi că bonusul la joburi am mai văzut. Se da ceva boost la joburi. Da, mă, vezi că se dă niște job, boost la joburi. Dar nu știu, e cred că pe la gunoier. Astăzi nici n-am chiar nici... zilele trecute am văzut. Da, stai că nu pot să intru. Capa și locuri de muncă normal, acolo ar trebui să apară. Dacă chiar mă duc la Bolt. Du-te, du-te. Vezi că e 20%, cred că n-am nicio idee. Uite, uitați-vă, mă. Eu acum nu pot, că dau la copcă. Prin peștele Medelin mare. Pe Dastica aparține de Medelin. Da, dar aici e job legal. Pe care, mă, eu vă dau un sfat, acolo? Dacă vreți avere, faceți combinați cu mașini. Nici din ala nu o să mai fac tare mulți bani. Mersi de sfat, George, dar nici din ala, adică te-am înțeles, nu prea bine. Astea micuțe n-ai ce să faci cu ele. Alea mari. Alea cu, știi, prețul mare, ăla e... Na. O nea ta. Neața, Lens, neața. Eu am făcut, hai să vedem. Nu aici, pe UG. Ia, la fermieră. Deci care face fermieră acum? Medelin de aproape de can de mafie 1 an jumate. Live de seară? Live o să vedem. De seara. Nu sunt la de seara. Acum să dă happy hour cum ar fi la fermier, bro. Deci capa și locuri de muncă și acolo ești. Înțelegi? Și erau cu 25% mai puțin jucători. Tot se îndură părține de Medelin de aproape de un an jumate. De când ne mafie un an jumate. Într-o fel și bine. Înțelegi? Pentru că e bine ca mafiile să aibă teritoriile lor. Pentru că, uite, un exemplu, dacă tu... Arond plus 40 în ce dam ești? Un exemplu, eu ca și un player normal, sunt mai fericit dacă aș vedea un mafiot care vine să mă apere de un jucuitor decât invers, mă înțelegi? Și adică să vină cu idee că bă, că mă în mafie, că bă, că îți dau tec în cap, că... pentru că e mai multe, știi? Pe roleplay, nu foarte mult pe bataie.
Da, dar în caz de te prinde că, te jăpăște careva, sunt 100% sigur că se bagă. Că Patru oamenii ani au seara de seara pe mafle au post să creier. aprindem jefuitori. Dar nu, normal știți bă, locațele care îs pe undeva la jefuit. Înțelegi? Mă, nu știu dacă e ok să zici asta. Adică oricum să știe deja locațiile care unde se jefuiesc. Sunt 100% sigur, dacă mă duc să fac live de seară și mă duc pe acolo, dacă e jucător mult de foarte mult timp de 5M să le șerege în pe unde se poate și pui easy, easy. Bine, dacă ești pus pe troll, îți iei și sancțiunea bună. Pai oricum e zona rozii si se stie ca ac se jefuiește. Da, mă, dar este zona locație normală unde poți cel mai mult, mă E pe înțelegi? Discord harta. Păi știu. Aia este o locație unde se poate pui chiar ok, dacă trece cineva pe acolo, dar numai că băieții diferă de la server la server, mă înțeles? Sunt servere unde în locația aia stau foarte mulți mafioții. Sunt locații în care acolo poți să găsești numai jucuitori, mă înțelegi? Deci, sunt două categorii. Unde se jefuiește foarte multe paleto pentru ca nu aparține de sindicat teritoriul. Pe serverul ăsta. Nu pot să zic mai multe, mă. Adică aș putea, dar să face meta, mă înțelegi? Deci aș putea, dar să face meta. Și cine se va uita clar că pe de seară o să meargă pe acolo. Deci, na. Am fost și eu jefuit în locația aia, dar am jefuit și eu la rândul meu mai de mult. Bine, nu pe serverul ăsta, pe mai de mult, pe alte Oricum, servere. acum vorbim OC informațiile, nu le lua mic cu boi. Tu, Noi. nu, tu, nu, alții, da. Mă înțelegi? Alții, da. Și eu nu vreau să dau informații plus, mă înțelegi? Numai cine joacă de mult știe locația aia. Bine, și aici prin Sandy, pe aici pe aproape, deci îi pui pe undeva, dacă știu bine, 4 sau 5 locații. Și ai chiar aproape și ori de oraș. A dus pe unul, combinație, un alta, munți, atâta pot să zic, munți, apă, nisip și ar mai fi pe undeva la clădiri. Deci, pus, nu pot să zic mai multe. Mi-e dramă și stat în cap unde ar fi. Știu la ce te referi, dar acru sunt prea mulți mafioti ce patrulează, crede mai extrem Nu de tot greu. timpul, nu tot timpul îi prins. S-a Nu tot timpul jefuiește îi acolo. să stă pe acolo. Bine, mai aici la nisip poți să zici că da, ok. Dar unde mă gândesc că pe unde ar fi apă, știi, mentalitatea mea, Cât 17 ani. Na, bine, asta e. Lăsând treburile astea deoparte. Chiar abia să aștept să văd dacă mi-iese planul cu rolpe-urile pe care vreau să le fac. Și deocamdată îmi trebuie o oră. Aia tot o fază și experiență, clar. Bine, o să fac o experiență. Te mai bagi într-o facțiune, te mai duci la livrare de droguri, un exemplu. Poate oriște. Încet, n-ai nicio treabă. Nu te grăbește nimeni. Nu ești grăbit, atât dacă trebuie să faci task-urile. Task-urile sunt cele mai întrupele și proaste, că nu prea ai timp, adică nu depinde pentru cei care muncesc, știi? La aia mă refer de timp. E, să ai două, trei, două, patru, să joci între 24 ore zilnic în timpul săptămânii, nu prea ai timp de task. Cel puțin pentru mine. Dar găsești o soluție. Te mai ajută unul, depinde cu cine te înțelegi foarte Golul mult. meu e să fac 1000 de ore pana la vara. Doamne ajută! Doamne ajută! Adică Bagă tare! pana în august. Pe câte ai acum? Stai! Parcă ai zis 600, nu? Hai că 400 de ore le faci easy, bro! La eu la 85!
Cred că anul viitor la bară. Am 700 aproape. A, n-ai treabă. 100 de ore le bagi așa, știi? Bine, depinde ce faci, na. Că nu vă cunosc pe voi roleplay, știi? Stau mult în chirie pe Sleep. Da, nu. Știi cum e? Și eu o să stau la un moment dat destul de mult. Stai că o să vedem, ne numai să fac o oră de chirie, să vedem. Adevărul, deocamdată nici nu te spun 200 ca să dau pe chirie, sincer. Și nici 60 de milioane să-mi cumpăr un apartament. N-am atâția bani. Deci trebuie să trag tare acum la pe început să fac niște bonus totuși. Și o oră totodată. Aștept, cum am zis. Să vedem. Dacă nu mă accept, dacă nu trec testul la medici, atunci facem Eu pe undeva la momentan am 100 de gratis de la ore liderul tir de și mafie, mă ne-a bag dat tare. la toti chirie. A, e așa e perfect, mă. Așa e perfect. Era, mă, până la urmă e lider de mafie, știi ce zic, ține cu familia lui, până la urmă. Na. Pe el asta l-ajută. Mă înțelegi? Cu cât ajungi mai sus, cu atât poți să faci mai multe chestii legale. Giupurile astea. Nu știu dacă ai auzit de Fila sau Batranu. Nu-i cunosc. Nu m-am băgat deocamdată pe chiar așa, știi? Din păcate. Deci, din păcate, nu m-am băgat chiar așa de ce-i cunosc pe oameni. Poate la un moment dat am avut interacțiune cu ei, roleplay, dar nici n-am avut habar. Eu sunt mai liniștit așa, mai știi? Bine, sper să șerif. Nu vând. Ah, ok. DC, nu te angajezi undeva. De Um, exemplu, noi avem servis pe man. Sandy și spalatorie. Deocamdată nu mă interesează să mă angajez. Vreau să încerc facțiunea. Dacă am ales-o acum, aleg o facțiune, mă înțelegi? Vedem acolo ce facem, cum facem, că eu nu pot să știu pe mâine cum ar fi un exemplu și nimeni nu are de unde să știe care o să fie rolul pe eu și ziua de mâine. Și asta e. Totul pe parcursul timpului, mă înțelegi? Nu sunt genul de om că gata, am intrat pe server, mă duc pe 100-200 de ore, puf, mafie. Stai, bro, dar trebuie să le vezi pe toate ca să înțelegi ideea serverului, mă, că dacă te bagi direct pe, știi? Oricum mai intai sa intri în gang, trebuie sa te angajezi după devigan și abia după mafie. Da, păi, ai nivelele astea de trecut, adică, atunci, clar, și eu vreau să mă duc să fac un pic de ciopile, că alții mai ajut pe băieți, să mă ajut și pe mine, Celean, știi? Așa, dacă te duci instant la mafioți, unde mai vezi frumusețea altelor chestii. Am mafios toată lumea să Eu sunt poată face, mafie, știi? dar lucrez la Medellin la servis de la 2 ore. Ai văzut? Bă, mai faci o interacțiune, mai știi? Trebuie să vezi ideea de rol pe că ideea de rol pe scripturi. Că cineva în spatele ăsta și cam strică nopțele, adică strică nopțele, nu și le strică, că cineva cam muncește foarte mult în spatele unui server. Eu știu ce înseamnă să muncești, am avut server. Am Am avut. fost și în politici, dar medicii nu prea mai impresionează. Ce vreau să zic, am avut și un server la un moment dat și am participat la foarte multe care, pun exemplu, să creau și am Dar DC văzut ai și vrea eu să despre faci ce 1000 de e ore sistemul, pe știi? server ca să ai ei căsi să iei totul de la capăt în alt CV. Pentru că la 1000, bine mă, nu mă opresc la 1000 de ore direct, oh, gata, la 1000 și când știu că nu mai am nicio treabă, pe atunci o să am de toate, mă. Ce vrei să fac? Să mă duc să mă plictisesc? Am realistic vorbind. Mă duc să stau în fața la CNN să-mi dau cu părere despre toată lumea sau ce să fac? How can I Nu help? fac nada pe alea, mă duc mai bine mai iau încă o dată. Dacă nu mai cumpăr acum. Mă duc efectiv mai iau încă o dată, mai iau totul de la zero. Văd că treaba, știi, așa știu că 2 ani am păcălit. Mă câte un mese de like.
Așa știu că cu cât ajung mai sus, un exemplu, poate acum anul ăsta să faci așa, de la anul o să vină update-uri cu joburi de la mai multe ore, mă înțelegi? Atunci știu că nu mai îmi dau CK atunci, îmi dau CK după. Mă, eu sunt altcumva, eu sunt alt gen de persoană, știi? Eu sunt mai cileanul cum ar fi. Eu genul ăla că, bă, dar tot timpul mi se întâmplă mă treaba asta. Eu sunt altcumva, mă. Stai să văd, am oprimătorul sau? Da, l-am oprit. Ce-i treaba asta să te bași cu poliția, chiar interesant, știi? Mai dai un job, mai... Că nu totul se rezumă la bine. După ce ajungi să fii într-o mafie și să ai fi loial amintiriet, Kitty va fi greu. Păi știu ce înseamnă să ai amintiri și un alt. Am azi avut... ne-am batut pe Caio la razie. Nice, perfect. Ce vreau să zic? Ideea cum ar fi? Că... Da, faci amintire. Am avut și o amintire foarte frumoasă cu o mafie pe un server. Și crede-mă că după ce s-a închis mafia, tot acolo mi-a stat în cap, știi, zic, băi, ce s-a întâmplat, mă, ești nebun, eram co-lider efectiv, dar nu era serverul WoW, dar era unul din primele servere pe România. Dacă hai, HD ești aici și poți să confirmi treaba asta, băi, dar ce am, mă, calmul meu la mine. Ai avut două servere full, la câte 300 de sluturi. One tap. În perioada în care 5M-ul numai pe atunci devenea cunoscut. Noroc cu pandemia, că atunci a început toate să crească aici mai bine. Aici e extrem de greu să ții o mafie în picioare, sincer. Trebuie să fii pregătit mental. Că la nu știu câte sloturi sunt mafie, 20, să dăm un exemplu, 20 de sloturi. Păi nu poți să-i mulțumești pe toată lumea, nu? Aia toată faza. Da, liderii și co-liderii trebuie să-i mulțumești, trebuie să, da, îi respecti tot timpul. 17 la neoficiala. Am văzut și la oficială câte sunt normal, 25 sau câte atunci. Păi la 25 de persoane tu și co-liderul, știi? 28 la oficiala sau ceva de genul. Am înțeles, 28 de persoane. Adică o clasă întreagă la școală, ești nebun? Bă, no hate, nu las ca jignitură sau chestii de genul, dar... Chiar o clasă întreagă. 28 Faragang. Serios, atâta eram eu, eram noi când eram la liceu. 28. 30. Bă. N-ai ce să faci tot. Da, stai. Dar și când se adună toți, acolo ești. Înțelegi? Crede-mă că nu vrei să dai război cu una care are 28. Plus gang. E 28 fără gang, știi? Dar plus să mai aduci gangurile, nu prea vrei să dai război. Pe scripturi, da. Acum, bine, o să mai găsești câțiva playeri care nu prea fac lorul pristalcan. Peste tot există niște mici clown, să zic așa, știi? Nu poți să zici tot timpul că, bă, chiar e numai o hard road. Ui, da. No. Playerii mai fac câteodată diferența. Am să fac cu toate revolu. Se face rap la mafie, dar mna de la civil nu ai pretenși. Ce să zic, mă, l-am uitat la All Gamer, l-am avut acum, dacă e pe la pe aici, îl pup. N-ai văzut iară ce rupe a avut All Gamer, mă, la poliție? Vai, și amar, am zis că să las așa, știi, am scris pe acela, băiat. Ce da. Mai zici, ma? Băiatul, na. Ce zic, Rubica, ia pe joc, tu? Bine ai venit, Rubica. Ceva mai a dispărut cu totul. S-a nu mai dă lumea de tine. La Olive ca ce are garda veche. Da, știu, îl știu pe băiat. De mult timp îl știu, cred că. Că mi se pare de undeva cunoscut băiatul și... Dar nu mai știu de unde. Ori am purtat o discuță mai de mult, ori nu mai știu. Mama, de când ne-am mai web cu tine. Păi dacă ai dispărut de pe Discord, ce să-ți fac, Rubica? Ce să-ți fac?
Adevărul că nici eu n-am mai jucat Five M de foarte mult timp. Bine, am avut o perioadă că m-am lăsat, m-am plictisit, mă, de Five M. Bine că a apărut 3CMP-ul, mă jur. Nici eu nu m-am mai jucat. Am înțeles. Păi și ce, că acum, ce mai face? Five mi-e greu să mai găsești servere. Crede-mă că am căutat la servere de n-am avut nicio treabă și... Bă, da, îs ok, astea micuțe, dar... Ce faci, frate? Merite bani pe Ne-am alea micuțe? apucat și eu de rage. Bine ai făcut. Zic aici, pe server. Am văzut foarte mult și de pe Redem cu cine jucam... Pe la West Volunteer, dacă mai știe cineva. Și de acolo am văzut. Beliș, sau cum îl cheamă băiatul, cu băiatul din poliție am dat că am avut multe roleplay-uri. Poți puteți să vedeți pe ăsta. A fost chiar un om de Caterinca. Eu mi-am apucat pe rage pentru ca, indiferent de ora a interacțiuni, si e lume. Păi ai face diferența, știi? Nu, e o mașină, pe intre pe server, ți-a luat o mașină la 50 de milioane, că el ți-a dat 100 de milioane de început și mai să dai peste player, adică ce interacțiune poate să fie, mamă, și apoi scobă pe câte unul că face videoclipuri pe tu, mamă, troll pe serverul, nu știu ce nume să dau, în fine, troll pe serverul, nu știu cum, și dai seama că se uită lumea, pentru că majoritatea persoanelor care se joacă acolo, că s-au Mai jucat, bine urăsc intri în treaba, Pidic. știi? Bă, vreau, ele vorbi că Troll le iau pe totul de la serverul jos, știi? Cronos. Sau troll pe serverul Cronos, am jucat pe Cronos efectiv, de că eram bombardat ca în fum mafie la niște băiețași, mamă, nu mai am apă. Și m-am bombardat cu arme, ești nebun, înainte să ies de acolo din mafie, m-am bombardat cu tot felul, da? Tu unde mă, că mereai pe, cum se numește, pe groove și luai de nicăieri un cap. Intrau ăștia, mai vedeam live-uri cu admin de pe Cronos care făceau troll efectiv. Să punea nou clip și să începea să Câte dea ore ai imperiu. pe CV? 8-6, aproape. Tu câte ai? Aici nu e asa. Oh, pe clar că nu e așa, mă, că nu permite treaba asta, dar, în fine, stai și pe aici, să se mai populeze un pic serverul și să mai intre ăștia în staff. Am vreo 200. Hai, păi dacă te joci de mult. Ăsta, că stai să te uiți la streaming-ul românesc. Mori în prostie. Ei o consideră ca și, cum se numește, Mă joc de unul mina distracție, ca știi? masa. Hai, bun. Păi stai mă pe unde, să ieși în ceva facțiune, mă. Sau? Stai pe acolo, 8-6, aproape. Cred că m-am văzut 10 minute și iau pe idiom. Izâmpidi, dar ies ca nu îmi place. Am înțeles că mulți au ieșit. Ce mă, ce care e motivul de ce ieșiți așa, mă? Ai făcut tu ceva aerobică? Ia zi. Mamă, cu aerobică am jucat pe play kill, ca să știți. O perioadă. Apoi, da, Caterinca, maximum, da, pe când mă aerobică? Acum, de când erai pe copil pe atunci. Nu știu, am câți ani de la. Lasă-mă pe mine să povestești și tu continui după, știi ce zic? E nasol impidi cine nu e făcut pete, pidi nu e fan pete ei. Da, mă, depinde cum o ești, că poți să înveți și pe parcurs, nu e nicio problemă. Trebuie să fii și pe destul de tare, crede-mă, psihic. Că vine că te unul îți dă un flash de ăla, păi nu prea ok să faci. De-aia s-au și inventat încheietul un roleplay, știi? Sancționează, pentru că foarte multe persoane cedează psihic când vede pe unul de ăla care își pune microfonul lângă Nu gură mă impresionează. și zici că face... Cum se numește? Zici că face ca turbina, știi? Sau motorul de avion. Și păi dai seama că nu e ok, bro. Dacă IT arat rapuri cu mafiile se pisa pe PD, se face numai meta. A, păi da, din amândouă două Nu părți poți să să face. zici că nu îmi place în PD ca pe Fplate am stat 8 luni. Și diferența între făplită și ocile nu, în PD. Sincer. Robică, pe tine te întreb.
Iar în meta E se fac foarte din... mare. Da? Aici mă refer la scripturi, deci nu la roleplay, că roleplay depinde cum le faci, da? Aici mă refer la scripturi. De aia nu mi place, nu e la fel. Am înțeles. Păi mai alte facțiuni, mai mafii, mai medici, astea. Iar... PD nu e deloc wow in PD, nici nu se vorbește in coduri. Ai, eu am văzut pe cineva, efectiv la o urmărire, bro, nu s-a vorbit în coduri. Ești nebun? Pe play te dai câte un cod de ăla, România gen, what the fuck, toate străzile le cunoaște băiatul, deci un respect către unul care te dai anunțurile alea de n-ai nicio treabă, crede-mă. Sper că nu-mi pică largul. Mă ține, deci mă ține în, cred că de jumătate de oră în 4 kB și efectiv e, na. Am scos și eu Monty de pe Fplay. Bine, ai făcut rubrică. Mai faci YouTube? Parcă ai început și tu la un moment dat. Nu? Ne. Faceți mă, dacă vă place să stați așa de filmați, pe. De ce nu? Poate aveți succes așa mai mult Neața. și... Nața, nața. Poate aveți așa un succes mai mare și asta e. Montajul un altă. Mea s-a apucat să fac de pe oblân. Bagă de tare. Cine te oprește? Eu nu te opresc. Tot timpul v-am încurajat să faceți. Trebuie găsite numai setările care să vă arate cât de cât mai ok și asta e. Aici mă refer la OBS, TikTok Studio sau ce ar mai fi. Că n-am nicio idee ce mai este. Mamă, 7 follower noi, bă, mersi de follow, mă. Ce... M-am apucat și de Farming Simulator 22. Vezi că am găsit un streamer. Vezi că am găsit un streamer Acum pe săptămâna Fplay asta. s-au scos brandurile. Am văzut și eu, am văzut și eu. Ca este gratis până azi la ora 6. Dar îți rămâne oricum în Sunt inventar. mașini din Tacâm. Da, știu și știu. Ce am vrut să zic? Vezi că Alexuț, că este cineva, un streamer, care caută pe undeva încă la 16 membri, de 16 oameni diferiți, ca să facă un fel de întrecere pe Farming Simulator. Cine are cea mai bună fermă și chestii de genul. Și din câte am înțeles, până câștigă niște premii la final. Nu știu câți au ei un server acolo. Ar fi și o idee să facem noi, dar eu nu mai am un Ah, MFIV ăsta, fain. știi? Vezi că poate caută pe tagul acolo cu Farming Simulator 2022 și poate găsești videoclipul. Da, băiat. A pus Vezi recent, ca când barba săptămâna asta. neagră. Nu e barba neagră, e altcineva. E altcineva, e un streamer mai micuț. Nu e barba neagră. Sunt alții mai micuți care ar fi 16 fermieri într-o parte și 16 fermieri în altă parte, mă înțelegi? Ah, o să caut. Caută, dacă te interesează chiar așa, vezi că e Caterinca, bro, să stai 16-16, Mulțumesc. n-ai pentru ce. Și eu am zis că o să mi-l pun la instalat și o să-i caut pe băieți, mă înțelegi? Să văd despre ce e vorba. Și fiecare, pace, stai să vezi până ai 16 play lângă tine. Știi, nu știu, cred că poți să vorbești în joc, așa e? Că eu nu mai știu, parcă. Nu mai știu Mama, de ba, mai rău. știi faza aia la Jafu Biju din Medici? Da, mă, știu. Da, e clar că le știu. Cred că e pus acolo o rubrică pe asta. Mă uitam cu Starone, mă, dacă îl mai știi. Mă uitam cu Starone la videoclipurile vechi când. Cred că săptămâna trecută, Da. parcă. Și am văzut videoclipuri live-uri. Ba, și videoclipuri chiar din 2019. Deci a fost o amintire de asta plăcută, știi? Mă dădeam la pește pe vremea în 2019, ești nebun? Să vezi ce diferit era Hudu pe atunci. Cu șuncă și feriala. Da. A fost Caterin rău. Îmi aduc bine aminte de tot, numai nu. Hai mă că mi-l fac 6.
16.000. Cât n-am? Am uitat să mă uit la momeale, da? Film. Am o dată cu cererea aia, bro, adică să dăm testele. Bine, clar, cu press live și dăm după aia cum. Bă, merită. Eu vreau mai mult să trag pentru o oră, mă înțelegi? Singur. Salut, singur, da. Mersi, eu nu te fală, bine venit. Jens, mersi de... Cum ai ajuns de la fapt la oglă rubrica? Polo nu a intrat. Am înțeles. Da, e dimineață, bună. Da, că am intrat eu. Andrea, de vă două ori live aici la Pescar. Doamne iartă-mă. Și că n-am făcut-o 16.000 experiență. Imediat te face. Caras, hai cu carasul. Mă joc pe Fplate de 3 ani, ți de mai ia. Bă, ce șmecher să vede, mă. Era să dauesc. Să mă îndresc un pic, da, las acolo. Glumesc, mă, n-am modul de grafică, n-am nimic. Robica, să aduce aminte când căutam modurile de grafică. Să mi le pun să arete mai bine pe live-uri. Acum chiar nu m-am nevoie. Am, cred că unul, dar nu s-a instalat. Da. Hai că-ți arăt de ce. Numai să termin aici. Ce, păultule, neața, nu ești la muncă? Te ajut dacă vâr. Nu, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Că arată super bine, așa cum arată cum e acum. Neata, acum plec. Ehe, eu asta stau acasă și mâine. Îți fac în ciudă. N-am fost încă, n-am dat testul pentru medici. Mersi de la coldule. Am o dată... Ce norocos! Da, super. Mi-a dat 4. Deci am, astăzi am făcut 5 coi. Ia, Robica. Arata mai bine cu coantivi și în VAH egal. Da, mă, dar nu știu, na, uite-te aici. Thanks. Ce părere ai? Ce părere ai, bro? Am avansat și eu, mă. Pentru că la început aveam un microfon, cam atât ani. Era, vai și amar. Deci dacă vă uitați pe canalul meu de YouTube, să vedeți videoclipuri vechi. 5 coi sunt 250k, cred, cam asta. Te auzeai din budă. Bine că acum mi-ai zis, Robica. Sau microfonul de la căști. Și acum am chestia aia să pun microfonul, deși nu-l mai folosesc, mă înțelegi că tot e pus pe microfonul separat. Și... Seama, cum a fost. Stai că am găsit o setare acum, am uitat la un YouTuber străin. Pentru OBS. Bă, mi-a făcut la OBS o modificare, cred că auzesc pe videoclipuri. Cum mi se aude voce acolo și cum mi se aude pe live-uri. Deci, clar, bro, e așa fluent, frumos, știi? Nu speriat, nu, da. Vezi, mă, că te ajută străinii la ceva, știi? Te ajută străinii foarte mult la multe chestii. Un tov din mafie a luat microfonul în gura, a crezut că Eva pe deci inca este safe tu. What the fuck? Bă, nu am ajuns să fac treburi de alea încă. Crede-mă, nu. L-am și pe ăsta deasupra, care n-ai la microfon, dar nu voi face treaba asta. O intrat regele Tio pe live. Hai că mă duc eu până la țigară. Am luat de două ori pe Iliu. Și vă revin în 2 minute, mă duc să stau acolo în mașină. Să nu stau pe aici. Hai că ies, că trebuie să plec. Bine, Robica, mă succes. E greu, Robica, pe fapt în mafie. Mamă, sunt singur aici cu... ok, ce lași la parcat aici. Bun. Hai că revin imediat.
Nu e greu. Ia uite-l cum stă singur. Toti pescari sa traiască. Ce omul meu, mă. Bă, tu ești prost, mă? Păi tu știi că n-ai voie, mă, de astea să faci, mă. Tu știi asta? Nu dă-te, mă, dracule. Nu, mă, că... Ia stai, că... Maico. Ce pula mea cu aia, dă-mă, dracu de chestii. Doamne ajută, Bogdan, Doamne ajută. Scuzați-mă pe mine, rămân țigara. Hai să vedem dacă tot sunt aici. Bă, bagaj. Hai că mi-am închis asta. Ce-mi pun mască? Butoanele lui Dumnezeu. Coi. Mamă. Dacă mă dai mine, nu nu ca, na, măcar pot să zic că am făcut 100k banii înapoi, pe restul i-am cam dat, am o datoră un pic. Bă, v-ați s-o postat episodul de azi dimineață? Mamă, un episod de 28 de minute, pe TikTok, ați avut content, ați avut la ce vă uita. O să mai mă duc și asta cum se numește Horizon. Neapărat vreau să-l termin. 60 de ore plus cu side quest plus DLC. Avem destul de mult cu la el. Și după începem și îl începem și pe cealaltă. Horizon, dar știi ce pare rău, mă? Mă uitam, mi-a apărea cum a postat, nu, stai să iau așa, cum a apărut cum am postat primul episod, mi-a apărut episoade de la alți, de la străini, înțelegi? Bă, și am aflat că caracterul principal din Horizon Zero Dawn, fata, a murit în real life. Deci îți dai seama ce senzație îți dă, efectiv.
Măcar dacă caracterul mai... Și acolo mai este încă unul, dacă îl mai știe cineva din, mă rog, domnul ăla de culoare care a murit, cred că anul trecut, din, cum se numește, mai a fost în mai multe jocuri, Garden, parcă. Și zice că, na, a fost foarte multe edituri cu el, stai. Garden. Nu mai știu cum se numea jocul principal. Destiny, mă, din Destiny. Lance Reddick, mă. Lance Reddick. Îl avem și pe Lance. Îl avem și pe Lance în story. Chiar vă recomand să vă cumpărați, e undeva pe la 10 euro. Primul Horizon. La Zero Dawn-ul. Din 2017 și chiar vă recomand să vi-l luați. Mersi, Ștefan, de like. Ce mă cam oprește cum ar fi să joc un pic jocul, că, na, ținând cont Thanks. că caracterul principal a murit în real life. Hai să rog, cum e aici la pește? Dă bine. Da, bine, am prins vreo 5 coi. Încă Bine, nimic. pește, așa să vezi. Aia, coie nu sunt aia care sunt la 20.000? Da. Vă Ba cinci da. am prins astăzi. Mersi de like, Raluca. Mamă, pe și trebuie să le iau și pe Nu celelalte. știu, m-aș băga și eu, dar n-am loc mult în buzunare. Păi câte Și luni n-am chiar să am multe drumuri. Dus întors. ai? Vreau Du-te să pe întreb, sală. vindeți un ghiozdan? Thanks! Dacă eu vă cumpăr un ghiozdan. Păi câte Că luni ai? nu am. 70 și ceva. Să merită peștele, na. Dacă Mă, stai mult, să merită. dacă ai Ai un 500 ghiozdan de sau o mii, geantă? poți să-ți cumperi o geantă dacă ai 500 de mii. De Nu, unei lăsa. 500? De unei mai Ai. 500? Du-te fă sală până atunci, cel mai Nu, am bine. 387. Bagă-te la bol și mai faci 200 rapid. Am avut un bol Uite până de... acum de mi-a sărit capul. Uite de exemplu care, ce sfat le-am dat la băieții ăștia noi care au intrat pe oraș. De exemplu, ți-ai făcut frumos bani de o mașină, te-ai băgat frumos pe bol. Îl ajută băiatul. Ne explică mai multe. Cred că și e bine brustat. Sunt la început, am nevoie și eu de o geantă urgent 500 de mii. Băgați sală, bă, băi, bă, deci băgați sală, cu sala 20 de kg plus geanta cât mai îți dă, crede-mă că n-ai nicio treabă. Deci, crede-mă că n-ai nicio treabă, trebuie băgat multă sală. Că și eu am zis, bă, lasă-mă sala, lasă, am făcut 10 kg, mi-ajunge, du-te, du-te, că nu mi-ajunge. Cât am acum? Stai, că trebuie să le scol, mă rog, o să scol la un moment dat, cred că pe undeva pe 10 kg, că nici eu n-am mai acolo la Eu sală de mult timp. îți dau. Dar trebuie să te bagi neapărat la sală, că e nebuneală totală. Fără. Și toată lumea recomandă treaba asta. Am da, stai 5-6 ore ca să le faci, asta e adevărul. Dar, da. Poate mai prins pe cineva care îți dă mai multe chestii. Care poți să crești mai rapid, știi? Iar că l-ajută băiatul. Eu n-am de unde să dau, că nu am, n-am atâția bani. Numai una mi-a cumpărat-o, deci, na. Și asta, prin combinație, că m-a ajutat cineva. Dacă nu, ce pas am dat, cred că 520, nu mă, Salut! 625. Salut, salut, Teddy. Mersi de-l follow. Mă duc imediat să mai fac o cafea. Bă, dar nu s-au trezit ăștia să dăm testele, mă? Mă putem, nu, o să închidem live-ul când o să dăm testele, asta e. Și pornim după aia să vedem. Da, vin, mersi de acolo, bine venit. Că nu vreau să le dau pe timpul live-ului, să s-o opresc voice-ul, știi? Numai, mai, na, te influențează un altă, nu e ok. Cât am făcut? 5, 7, 2, 8. 8, 6 de ore și am intrat la 84. Nice.
2 ore, easy. Poate până îmi scrie, am înțeles. Bă, și n-am luat somnul, bro, n-am știu că am dat atâta, n-am opinie. Cât m-am, nu m-am nici mumeli. Ah, ok. Mamă, și n-am mai prins nimic din ăștia. Ba, am prins somn. Nice. Ok. A, și nu m-am de celălalt. În fine. Ehe, merg noi pe dincolo. Nu mă întrebați de ce mi-i bucuri treaba aia, că și deja nu știu, de ceva timp, de când am luat duba, mi-i bucuri ăla cu cronometrajul nou, cu să mai arate cu câtă viteză mă duc. N-am nicio idee de ce. Am vrut să dau o meritere start-uri, nu prea ok. Ce caut o dace în apă? Adică, mă rog, ce caută mai multe mașini în apă? What the fuck? Mă simt parcă după război. Adică am nevoie oricum și de momeala. Ai peste de vânzare. Nu le vând. Am le dat la altcineva. 103. Perfect. Le dau la cineva acum. Okay. Nu le vând. Cât am? Puf, merse de palum. 25, 65, 70. Imediat mi-e gata. Trebuie să mă duc să le dau neapărat. Că mi-e gata plină duba. Na, în fine. Ai grijă la schemupuri pentru a intra în mafie sau gang. Schemupuri? Adică la ce te referi cu schemupuri? Schemuri? Ce, și pe aici practică treaba aia că te ține o perioadă, dai da. Task-ul și după aia îți dă schem că nu te mai prezintă? Da. Păi normal, nu e treabă de roleplay, adică atâta timp cât ai task-ul și un alta, bine, dacă nu îți dă bani pe treaba aia, normal se poate face etichet la om, direct. Bro, dai schem și OC normal. Adică eu îți dau ție task-uri în alta și știu că așa mai fost cu un server treaba asta. Și dacă nu te plătea... O fost cu un prumut. Nu știu cum, că aia care e schema cu un prumut, cu de alea n-ai. Am dat personal. Ai dat personal, am înțeles. Asta mi-a zis. Bă, da, cât ai investit? Cât ai investit în task-uri și de-astea? Nu mă refer la timp, bani. Și la cine ai dat? Dacă ai intrat la toți neauziți. Bine, zici Cristi. Dar e naș, palete, bro, ca să stai și să iei țeapă după cât de task-uri de aia și chestii de ce nu... Bro, măcar... Am pierdut undeva la 12 milioane curați și 7 milioane murdari. Păi și la cine ai pământ? La cine? Ce? Cum se numește? M-a fraierit unul la arabii. Am înțeles. Deci dacă prin treaba asta își câștigă existența persoana aia, înseamnă că e de cea mai joasă șpeță. Acum sunt bine. Atunci mă bucur. Dar dacă s-a pânjosit ăla pentru așa ceva... N-ai auzi băieții. Ce să le facem? Dacă băiatul atât să nu josește la atâția bani, ai oferit el dacă pe cineva. Dacă vine la tine cu vrăjeală, ca et să știi. Dar oricum nu mă bag deocamdată în mapii, stai calm. Mersi oricum de informație, dar
N-am, eu n-am nevoie de ăștia. Și stai calm, că mai mare vrăjoală am eu decât au ei. Că, na, nu m-au învățat ei faime sau pe regim, pe mă înțelegi? Sunt in Corleone acum, mana dreapta sunt bine rău. Păi da, îți dai seama bine că ai prins ok până la urmă după țeapa aia pe care ai primit-o. Și sincer, chiar și OC mi se pare cea mai proastă fază. Eu unul locul tău îi făceam tequila, băiat. Sincer. Și vedeam dacă cineva din ăștia mari își cam dădea cu părerea. Dar nu de ăștia mari, bro, care până la urmă 12 milioane curat Sincer, și fra, 7 nu milioane de murdare. bani. Pare rău de timp. Da, mă, da, ai investit timp, ai investit, mă înțelegi? Dar la un moment dat să aplică nu te ia, mă înțelegi? Să vorba, s-a mai Plus practicat chestii de 40 de genul. curând după ce am avut. N-am Și înțeles. plem. Da. N-aș palete, bă, n-am ce să fac. Dar mai bine te gândești de 2 ore înainte să te duci undeva. Dar cu cât mai multe țepe, cu atâta nu o să mai meargă oameni în mafie, adică pe aia clar. Depinde ce reputație își poți faci tu ca mafie. Sau oamenii pe care îi ai. Dar nu știu, aș găsi eu dacă aș avea o mafie, un exemplu, aș găsi o interacțiune. Da, ok, ai pe cineva care vinde și un alta, adică împarte droguri de gen să ceată. Hai, frate, că eu ca lider de Neata, mafie baieți. sau îi pun pe cineva, neața costă, să vă pun pe cineva, du-te, frate, cunoaște pe toate săgețele oamenilor, mă înțelegi? Și să-i noteze pe E undeva. diferit de FIVEM. Nu uite, are diferit chiar așa, pe mai mult pe scripturi. Țeapa tot există și pe FiveM și pe regim, pe mă înțelegi. Da, asta mă refer, aș pune pe cineva eu ca lider de mafie. Aici nu sunt săgeți. Bine, ideea vorbind, mă înțelegi? Ideea de săgeți. Nu știu cum se numește, de ăștia care livrează. Na. Și ca lider aș pune să se intereseze oamenii, roleplay clar, ca să nu se întâmple treaba cu țeapa. Mă înțelegi? Și atunci știi că ai scăpat Da, de da. o mică grijă. Adică cel puțin chestia asta să Te pup, evite. ne vedem. Da, ne auzim, papa. Thanks. Mersi de la gustul. Thanks. Să mai întâmplă lumea tot felul, n-ai ce să faci. Asta e. Dar există o scăpare tot timpul. Oricum o să vină alții în locul ăla, băi, ăștia care sunt prezenți, mă înțelegi? Pentru că la un moment dat, da, e până la urmă un joc. Am să fac odată 16.000 de puncte de alea, că... Căl. Se merita fiș. Bă, eu fac acum de ceva timp, adică m-am apucat de la cu 70 de ore, cam așa. Am deja 84. Pot să zic că mi-am cumpărat geantă la 600 și ceva, dubă la 500 și ce un pic. Deci, bine, acum nu mai încep să-mi recuperez banii, știi? Thanks. Pe care am investit în geantă și în dubă. Că și dubă are un preț, dar nu mai găsești, că în showroom nu mai există. Și atunci trebuie să le luăm de unde apucăm. Unde? Aici ce pentru? Mamă, sunt singur, aici sunt solo. A, mai e băiatul. Noi doi care ne trezim de dimineață și mergem la pește. Thanks. N-avem somn. Băi, mai bine de Hacker, dimineață. nu ai încercat. Nu, n-am încercat. N-am încercat, sincer. Da, știu informațiile, Thanks. roleplay le cunosc, de unde pot să iau și așa mai departe, dar nu m-am băgat. Mă înțelegi? Le fac totul pe rând.
Acum fac treburile astea legale, după aia vedem, merem în facțiuni, după aia celelalte. Deci, totul pe rând. Până în 1000 de ore cât o să fie targetul, 1000 și, na, că nu poți să, nu, chiar la 1000 te oprești. Thanks. Mă, am dat acum la Hai, cara de n-am nici Zilivelia. treabă. Liberează, pe ți-am zis, rusule, ieri că am liber astăzi și mâine. Astăzi e sărbătoare aici și mâine e ziua mea liberă. Rusule, trebuie să ne auzim rol pe neapărat. Thanks. Thanks. O să las un mesaj, mă rog. Am încă fac ceva, 2 minute. Unde-i celălalt? Stai să-l caut. Golovule, cred că asta-i. Hai să văd like-uri, share-uri, follow, follow. Ok. Ce ar fi increase gold, double gold, high gold. E cam așa. Ok, pun o sursă nouă. Și m-am un loc. Pe aici, cum arată oare? Am pus un gold și pentru... Mersi, rusele de tonă. I-am pus pe undeva. Nu pot să-l fac mai mare, atât de tot. No, în fine, am pus și ăla de like și de follow. Acum trebuie să apăsăm butonul de follow, să vedem dacă are, că să vede și HD dacă e. Da, e, ce zic, super bun. Da, în fine. Ce m-am pe aici? Thanks. Perfecto. Ce mai avem pe aici? View cont, asta nu mă interesează. Coin earn, n-am înțeles. Coin-uri, adică cred că ar fi donațiile astea. New subscriber, la fel la cine de subscribe, what the fuck. În fine. Bă, dar chiar mă nu... Hai să vă zic, modific un pic. Deci 1920 pe 1080. Hai că de... Să vede ceva. Voi vedeți acolo pe live, mă. Mamă. Ne-am băgat pe asta așa, dar nu știu cum... Unde mi-e checkpoint-ul? Ia. Stai că face noi mai mare. Am înțeles. Am înțeles. Nu te pui înapoi deloc, adică e așa. De exemplu, să nu fie nici pe mapă, să fie între. Da. Pot să zic un pic mai ok. Nu, stai că se vede. Aici, ok. Opa, stai că n-am văzut că sunt gata. Bine, dacă aș fi vrut mai mult, aș fi făcut alte scene. Asta sunt scenele de la TikTok, n-am ce să fac. Mai acolo și așa au rămas numai mai ciudat. Am somn, dar nu prea am unde să le mai pun. Vreau mai și picioare. Bă, dar nu s-o treze nimeni, mă? Mamă, băiatul ăsta se roagă păsare status de Ogilend de paseară.
Da, în sclavare, bă, da, opinia. Vedem că nu se ne scrie că asta e. Cred că deja umpleam o tubă la miner, da? Da. Ce bă, mă, starole? Nu ești la școală. Mai facem asta jumătate de oră și mai dăm drumul odată Nu. după masă. Am înțeles. Ție-s mere bine, mă. Adică stai să facem astea 1.016.000 de puncte ca să fac să fac level-ul și atunci terminăm. Stăm până îl facem. Oricum nu mai avem mult. Cred că tot așa o jumătate de oră maxim. Că îi dăm drumul după masă, stai să vedem dacă sunt acceptat vincul sau nu. Oricum și mâine e timp să mai facem încă un live, nu e nicio problemă. Da, mă bag, e mai, un pic mai încolo. Stai să mă, că dacă o să fiu direct acceptat aici la medic, după test, mă bag după aia. Că clar, o să facem și videoclipuri și așa mai învăț și eu, mai pun alta. Vedem, când o să fie momentul de dat test. Cum era, mă, cu live-urile? Că nu am mai apucat să mă mai uit ieri. Starone. Merge bine? Ai făcut ceva? Ba, cu tot cerere, mă rog, nu știu dacă ați văzut acolo, dar am făcut o aplicație acolo la medici. Deci, crede-mă că pe moment mi-a venit, încă m-am pus, nu, mă rog, asta s-a dat la alte informații. M-am pus acolo pe sleep, știi, zic, bă, rapid, haide, să, că m-am dat ce mamele, asta mi-ajung direct, nu ai nicio treabă cu ele. Zic, instant. M-am gândit la un rol pe așa și la o poliție, dacă ar fi să aplic, dacă nu mă accept aici. Aplic în poliție și vedem după aia cum o să fie. Oricum acolo am mai mult de învățat, oricum, da. Asta e. Esențial am vrut în medici, da. Și vreau încă în continuare. Mă duc să mai filmez niște Horizon. Acum nu le facem noi pe live, că știu că dacă îl schimb nu prea vă convine treaba asta. Și mă duc după aceea să filmez Horizon, ca să fie postate și episoadele. Și ca să știți de pe acum, luni, miercuri și vineri, facem la pe TikTok. Marți și joi, facem pe YouTube. Sâmbătă, duminică, nu o să mai facem. Bine, poate mai scăpăm un live sau două printre ele. Da? Dar asta de săptămâna viitoare. Cam asta o să fie programul de acum încolo. Mai scăpăm, clar. Vedem. Pe undeva sâmbătă sau chiar duminică dimineață mai băgăm un live stream, știi? Și până dacă ar fi să mă schimbe, atunci face de dimineață. Dar deocamdată tot așa de după masă, știi? Oricum, depinde ce facțiune mă acceptă, clar că trebuie să stau câte două, hai, între 24 ore, deci după muncă, după ce am venit acasă, e ok. 2 ore, așa, minim. Măcar mai bă, și eu, mai facem un content, mai facem un rol pe ceva, mai, știi? Băi, eu tot am de asta, mă, dar nu o să am loc să le pun. Aia e toată faza. O idee? Să mă duc să mai aduc mașina cealaltă, ar fi... Da. Hai că mai scăpăm din celălalt, că mama are 25 de bucăți de mobilă.
Păi nu cred că m-am loc în geantă. M-am calare paie de sală. Nu mă duc. Tot aici stau, la pește. Hai să văd dacă pot să pun ceva. Portbagaj. Perfect. Am știut. Două. Ia așa. Ca să... Da, am înțeles. Stai că mai aveam încă vreo 7 momeli. Știu că nu m-am loc. Salut. 3 kg. Da, nu m-am loc. Ok. Trebuie să mă duc de acum să le mai dau. Ce am făcut aici, mă? Mereți la sală, tată, că o să aveți nevoie foarte mare, credeți-mă. Care numai acum a venit pe server aici. Și uite dovada. Cât loc mai am? Oi, oi, e bine, e bine. N-ai treaba. Ok, măcar. Cred că am dat și alea pe care nu l-am vrut. Pare că patinează mașina, băi, ești nebun. O să punem videoclipul ăsta. O să aveți la ce să vă uitați vreo 2 ore jumate sau 3 ore când terminăm aici. O să cam aveți la ce să vă uitați. Crede-mă. Bă, dar ferească-te Dumnezeu. Perfect, măcar atâta să mai facem și noi. De acum oricum nu mai am ce să mai fac, nu o să aduc mașina cealaltă, ceea ce... Da, nu prea mai vreau. Care are numai 20 de chile, deci nu mai are 70. Știi? Și asta e o fază bună. Te trezești la 4 și la 7 ți-e somn. Să vedem, mă, că e zi liberă astăzi. Oricum, băieții, numai dacă încep să se mai trezească, un alta să mai vină cu dubele. Nu, no, în fin. 554. Hai că să le fac. Unde-i? Aici. Da, vorbi de pasa aia cu 1000 și ceva de ore de ce ca am. Acum e bine, acum ai ce să faci. Ai motiv pentru ce să stai la farm, mă înțelegi? Dar după aia nu prea mai ai ce să mai faci, mă înțelegi? Ai ajuns la un nivel, eu zic că e de ajuns pentru mine. Sau vedem, nu? Depinde cum o să decurgă timpul. Eu zic treaba asta, dar e în parcurs de un an de zile. Cred că până anul viitor, în la vară, da, nu știu, mă, pot să zic că poate, maxim de Crăciun, cred că aș face 1000 de ore. Da, asta trebuie să stai destul de mult, mai mult decât stau eu.
Oricum vine treaba cu 2 săptămâni jumate concediu. Atunci o să am timp să stau mai mult. Clar. Și o camera. Cam, nu o să fac live de 15 ore. Nu știu dacă duce TikTok atâta. Bine, clar. Pot să fac, nu e nicio problemă. Și clar, o să și facem atunci când o să fim în concediu, știi? Și la mai mare. Nu contează, atunci nu o să am oprire. Vedem cum o să fie, că oricum o să fie cald, o să fie bani, știi? Ce de dimineață și termin seara. Dacă după aceea să vă obișnuiți voi, că facem live-uri cu foarte multe ore. După aceea o să fie o mică problemă. Mamă, de asta cum au vândut, bro? N-are centă, băiatul. Băgați bol, mă, până faceți banii de geantă și alcoolești. Așa am făcut și eu. Bine, puteți să vedeți pe videoclipuri. Și pe YouTube și pe... Da. Bă, dar ce greu se încarcă ăsta. Dă-mi frate cuiul. Nu știu, cred că ar fi normal pe undeva la 6 bucăți. Am prins astăzi. 4, 5, cred. 5 am prins și acum dacă mai am dat, cred că încă una. Nu mai știu exact cât e. Bro, nu prea-ți vinde deocamdată nimeni. Ba, tu da, nu-ți la cumpără geantă, dar deocamdată nu prea zis player. Înțelegi? Dai și tu mai după masă dacă ești pe live. Zic și eu. Hai, încă un pic. Oare cât mai avem până la payday? Cred că jumătate de oră. Ați văzut care v-ați apucat să vedeți? Da, nu, cred că 50 de minute. N-am, stai mă, că trebuie să mă duc să-mi iau ăsta. Payday-ul ăla. Îl luăm pe live. Iar am luat fum de roț. Ma, și ăla e bun, da? Mai mult mă bucur, mai mulți bani, știi? Ce mă? Ioi, stai că m-am calculat eu greșit. Pe 15.600 de... Am crezut că imediat fac level. Avem încă de băgat încă vreo 300, 400. Cred că încă vreo 2-3 ture aici de asta. De... cum se numește? No. La pescar. Da, dăm tura asta și plecăm în oraș. Păi după aia nu mai stăm. Oricum nu m-am unde să le mai pun, așa că orice aș face acum nu mă l-aș vinde, deci și eu pierd. Și de ale roșii aș pierde din ele. Bă, are cineva un habar. Dacă eu acum am o dubă, da? Pot să mai cumpăr încă una? Sau cum fac? Aș putea oare să le iau pe amândouă? Dracu știi. Am înțeles la alții că pot, să am... Ideea sinceră e că... N-am nicio idee. Hai, let's go. Mai schimbăm un pic oricum locația.
Bă, dacă de casă sunt aici, mă. Eu văd, aici în spate la garaj e tot timpul plin, deci tot timpul. Chiar și, nu știu, cam pe tot serverul e activitate mare, mă. Mai ales că nu sunt 1000 și ceva de player. Șefule, Da? șefule, ai un kit mecanic? Că ți-l plătesc. Stai să văd, stai să văd. No, dă bani pe. Păi cât îți dau? 5.000? 2000. 2.000. Mi-ai scăpat ușor, șeful, că Stai am liniștit. rămas palid. Stai liniștit că oricum cu atâta lei, cu 2000. Numai prețul lui la vânzare e de 3, de 5000, știi? Mersi, șef. Stai că Am mă... inventar, stai. Ce? Nu... Ia-l de mână dacă mă înțelegi. Vezi că e greu, dracu, 2 kg, deci dacă îți trebuie pentru mașina... Stai să văd dacă nu pot să te-l dau eu. Ai noroc astăzi. Mersi, șefule. Deci astăzi ai noroc. Sper să-ți funcționeze. Să merg, să pot merge cu mașina, dracu. Cum dracu, Trebuie mă? să meargă. Ia încearcă. Bă, eu mai am jobul ăla de mecanic, mă? Sau care-i treaba? De ce am putut să-l folosesc oare? Că eu normal mi-am dat demisia de la mecanic. Dar pot să-l folosesc și dacă nu ai ăsta. Da, merge. Am înțeles ce chestie. Eu n-am folosit așa fără job veci. Dar oricum trebuie să mă duc să mai cumpăr, nu-i problema. Bă, 2000, asta e să nu fie hub gratis, mă înțelegi, da? Am un o să cer 5000, dracu. Nici nu fac Vorbește job-ul, cel cu puțin. Peptu. Pe unde, că el nu e acasă. Câți vinde el? A, are el mă bână asta? Și așa trebuie să mă întâlnesc cu el neapărat, după ce vine de la muncă. Știi tu de ce? Nu, să nu spui. Stai că dacă vine unul direct mi-o lua permisul, ești nebun. Din nou, sper să nu. Hai să dăm atombul, să vedem ce primim. Opa. Bă, e ok mașina asta, nu știu la cine m-am dat ieri pe la și a zis că nu-i prea ok. Bă, e ok, stai liniștit. Dacă tu ne zis, a mea s-o duc și 300, nu știu cum. Intru și eu mai târziu când mă trezesc. Deci am unde ești tras. Ce fac, frate, vorbesc cu pantoma ta, cu stricoi, ce fac, frate? Vezi că iau ceapă, usturoi și de alea. Abia ce am venit de la muncă. Ia, dar nu mă, am știut la ce mă refer la glumă, din nou. A, schimbul 3. Știu ce înseamnă. Da, da. Viață, pula, dracu. Hai să vedem. Nr. 3. Nu mă trebuie. Opa! Am alt checkpoint. Așa-mi place sunetul de la el să mă... 3K. Bă, numai 3K am luat, bă, de la nebuneala asta de los. Dar vezi, mereu, numai 3K. Am un chinion. Mai bine nu l-aș avea. Mă jur.
Hai că mă duc să parchez și cam gata pe ziua de astăzi. Bine, ne auzim încă o dată după masă. Că... De seară dau eu la NR3 să văd dacă pică ceva ca lumea. Da, da, da. Oricum și eu intru numai să dau examenul ăla la pește, înțelegi? 110, nu? Hai ca te las, 109. Te salut. Și eu, și eu te las, că am plecat și eu încetuc. Deci 180 ca... Mamă, cât am investit banii, n-am nicio treabă, bro. Ok, hai să ne mișcăm la garaj și cam atât a tot pe ziua de până mai târziu. Sper ca mai târziu să dau testele alea la medici, să-mi răspundă unul din băieți. Adică normal este unul care aș putea da la 3 după masa, dar e mult până la 3 după masa. Poate pot să dau un pic mai repede. Data viitoare ne auzim pe live în medici. Doamne ajută. Eu astăzi sunt acasă, azi e liber, închis peste tot, deci n-am unde să mă duc. Mai nici la pește nu am ce să fac, chiar am la Bolt, n-am niciun chef. Bun, guys. Acum mă duc să filmez și începem de Horizon Zero Dawn. Așa că nu uitați să vă apăsați și pe canalul de YouTube butonul de subscribe. Și ne auzim pe data viitoare. Trebuie să fiu online minim în poliție. Trebuie să fiu online minim în poliție. Acum citește acolo și o să vezi. Dar ce în... Ca să nu cred fi că dat minim, afară. Cred că minim 2 ore pe undeva. Deci sincer n-am nicio idee în poliție, sincer. Dar am normal, cred că ar fi minim 2 ore. Acum mai mult nu știu. Da, mai mult, nu mai mult de 2 ore, da, 2 pituri cum ar fi, știi? Hai, v-am pupat. Bossule, îți dau un Yosemite. Ce ai zis? Un Yosemite. Nu, nu te-am înțeles, scuze, poți să repeți? Ce? Zic, poți să repeți? Îți dau un Yosemite. Nu, mersi. Bun, v-am pupat. Pa, pa.